Bună seara tuturor, salut Pleti, oho, Angela s-a alăturat toată lumea. Hai să dăm și noi câteva tap-tapuri în forță, că am expus și aici la drum. În seara asta, locație nouă, alături de Laur, stai să nu-i arăt țigarea. Vă salut, Paul. Să vedem ce mai reușim să surprindem de data asta. Săptămâna viitoare cred că lipsește Laur, bine. De fapt, a zis că lipsește sâmbăta viitoare, dar trebuie să găsim un loc șmecher în care să mergem complet izolați undeva, să fie frumos. Să pot să-l bag ca lumea în sperieți. Singuri am venit, singuri o să plecăm. Bă. Eu aș merge la copac acolo. Direct la copac? E copac. Unde, mă? Da, nu, mai la noapte. Uite copacul ăla. Ăsta acolo? Da. Mergem peste tot. Dacă nu mergem la ăla de aseară. Tap-tapuri, oameni frumoși, hai să băgăm din nou hateri în boală. Nu e vreo mărime dintre asta incredibilă, dar e destul de izolat. Avem și un mormânt recent. Stai, mă, că a plecat. Niște ochișori care ne urmăresc din umbră. Salutare, salutare tuturor. Încă o dată, bună seara la toată lumea. Îmi cer scuze dacă am ratat pe cineva. Stai să mai dăm puțin zoom ca să capteze mai bine lumina. Mai bine așa. Hai să vedem ce o să fie și în seara asta pe aici. Doamne ajută să surprindem ceva. Vă spun încă de pe acum, dacă sunt spirite supărate și nervoase pe aici răzbunătoare, luați-l pe ăsta, nu pe mine. V-am adus momeală. Laure, dacă n-ai venit tu și te-ai uitat, n-ai zis că aici e mormânt recent? Aici cred că sunt doar doar coroanele, cred că e gunoiul. Da, e gunoiul. Și asta mâncați și. Ah, de la gădeata, de la lumânări. Ce? Deja mă simt privit pe bune, a început frumos, dar de ce la fiecare început de live trebuie să fie ceva care să se holbeze la mine? Păcat că n-am putut să o prind pe live, că și-a întors ochii, probabil pisică sau vulpe, dar era acolo și se uita la noi într-un mare fel. Pe genul, ce caută handicapații ăștia aici la ora asta? Ai zis că e micuț, dar ia uite cât e încolo. Aia, mare? Mai e încolo, o grămadă. Nu are tati nimica, tot să fie teren de explorat. Hai, cu Dumnezeu înainte. Mai mergem mai încolo? Da, du-te tu în față, că dacă e ceva țip și să știu să fug. Da? Dacă e ceva țip să știu să fug. Da? Da. Hey. Băi! Ai început, gata? Uite ochi. Lasă, uite puțin și fug. L-am luat, pe asta am mușcat-o. Pe asta a prins-o. Trebuie să-l băgăm în priză de la început ca să avem activitate garantat. Păi uite cât e încolo, David. Ia uite și... Mă! Hai bă că nu e așa micuț. Asta ți-am zis, mai în spate să mergem. Mergem, tati, la fund, acolo, de tot. Of, ce păcat că doar vă văd, sunt la un botez și nu vă pot auzi. Nu-mi face nimica. Sunt mai multe persoane care lipsesc. Unul dintre ei este George. Din păcate a avut un deces în familie și țin să-i urez, să-i transmit sincere condoleanțe și îmi pare rău pentru pierderea suferită. Eu știu cine a murit din familia lui, dacă vrea el să spună bine, dacă nu, nu. Și George mă urmărea și de la nuntă, și de la botez și peste tot pe unde a fost. Să vedem
ce vom reuși să surprindem în seara asta. În cazul în care este unul sau mai multe spirite care nu și-a găsit liniștea și se află în acest loc, te rog să comunici cu noi și să ne dai semne atâta timp cât stăm în acest cimitir. Odată ce pășesc afară, nu mai vreau să am de-a face cu voi. Atâta timp cât sunt aici, dacă stă în puterea mea să vă ajut, o să încerc să o fac. Dar trebuie să încercați să-mi spuneți ce anume vreți de la mine în cazul în care vreți ceva și cum aș putea să vă ajut. Bă! Asta n-am mai mușcat. Hai că pe prima ai luat-o bine, rău de tot. M-am speriat, am zis că e vreun animal ceva. Ți-a sărit aia de pe cap. Aplicația, acum am deschis-o și pe aia. Îmi cer scuze la urechile. Apă sfântă. Ai dat cu apă mare pe tine, Laure? Aplicația a zis apă sfântă. Oare o să am nevoie de asta să te resuscitez în seara asta? Bă, gameaș. Bine, mulțumesc. Asta a mușcat-o eu să nebunesc ce m-am speriat, că am văzut că n-a venit Andreea, n-a venit nimeni și a venit Lina cu balena. Mulțumesc, Lina. Mamă, ce am karma, ia uite ce zice lumea în chat. Bă, gavea, am mușcat-o de data asta, da? Nu mă așteptam, că nu i-am văzut pe cei care oferă balene de obicei și am zis că eu mai am până să vin la rând. Și mulțumesc tuturor. Tap-tapuri, vă rog eu frumos, haideți să-i băgăm pe toți. Mamă, s-au strâns deja și 1000 de geghe. Din obiectiv și vă mulțumesc și pentru alea. Haideți cu tap-tapuri să băgăm haterii în boală. Ca mai spus, melodia lui Marius de la Focșan, după cum auziți în sat, este probabil o nuntă sau ceva. Se aude muzică populară. Dar eu pentru ăștia care îmi doresc mie rău, le dedic melodia aia a lui Marius de la Focșani, în care zice: pe-ai mei dușmani aș vrea să-i văd la Prima TV, la trădați în dragoste, că i-au înșelat nevestele și să-și taie venele, popa și poliția, tot la poarta lor să stea, ambulanța și mascoții, pompierii și soldați. Aia pentru aia care vor să-mi pună bețe în roate, că am văzut că au anunțat pe băiatul lui Măicuța Cosmică faptul că vreau ca să mă duc la Cluj, ăla care stă acasă, toți frustrații care stau acasă și vorbesc de alții. Deschid live-ul, n-au subiecte de discuție, că nu-i duce capul să discute nimic altceva decât să bârfească pe unul și pe altul. Și să știți că sunt foarte dezamăgit de voi, ăia care mă urmăriți pe mine, că v-am văzut, am blocat câțiva dintre voi și merge să dați raportul în altă parte. Frate, sunteți liberi. Dar să îi dați apă la moară lui ăla, să mă băgați iar în gura lui, nu știu ce să zic, dar e josnic. Și gata, am încheiat subiectul și despre ăla. Cum funcționează? Visez urât seara, n-am visat niciodată urât de când fac chestia asta. Deja avem o doamnă lângă noi. Da? Da. Să vină mai aproape. Poți să-l mângâi pe ăsta, pe biceps. Uite aici ce... De ce pe mine? Păi al meu e mai mic. Cât ai în brațul ăla? Nu știu, că nu am măsurat. Am 44. 44? Da. Ești mai mare ca mine. Deci, poți să-l mângâi pe Davide. Na, 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 na. Aici e în fundătură. Da, nu o luăm, tati, prin boscheții ăștia. Să mergem mai în spate, totuși. Mergem mai în spate, încolo? Da, 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 da. Hai să luăm din câmp, că oricum e mai frumos. Cum, din câmp? Mama! Andreea nu se lasă până nu sparge telefonul. Te pup, Andreea. Mulțumesc. A venit Andreea, am văzut-o. Bă, nu cred, e oglinda aia sau ce? Unde, mă? Hai ia, că nu e adusă de noi. Că se spune că seara dacă aduci așa ceva în cimitire ca un portal, dar nu e oglindă, este ciob. O vedem, se vede careva. Ia uzi, bă, mi-a zis nu, să nebunesc. Mi-a zis aplicația, nu. Robert, mulțumesc frumos. Stai, mă, că mi-a zis aplicația să nu ne uităm în ea. Dar ce crezi? Eu sunt idiot și mă uit. A, negru.
Negru mi-a zis, nu. Nu știu ce am auzit eu. Negru. Ia fi atent, e vreo cruce neagră, ceva pe aici. E ceva negru în jurul nostru unde ar trebui să ne uităm. Să încercăm să urmărim semnele în seara asta. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de nu mă mai vrei? Eu nu meritam, prea mult te iubeam. Șapte de iubire false ți-ascultam. Cine e inima mea? Cine e dragostea mea? Spune-mi ce te-a făcut să pleci din viața mea. Mai minți de când te știu și mi-am dat seama prea târziu. Hai du-te la ea de tot. Unde ai văzut mă ăla? Laur? Da. Unde ai văzut ăla? Ce? Ciobul ăla, ce ai zis? Am trecut de el. Te-ai uitat în el? De ce? Șapte. Let's get down, let's get down to business. Îmi cer scuze, nu m-a mâncat nimeni, a sunat mama. Și când sună mama, sună. În seara asta un nou episod la Ur terorizat de David, nu cred. Cine a zis, mă, Marcela? Stai așa, nu știu cine a zis, de ce. Și care Marcela? Marcela a scris că în seara asta un nou episod. Vezi că sunt aici, Marcela. Urmește. Iubire, am zis, am anunțat și mai anunț odată că ne-am făcut 1500. Repet, cei care v-ați obișnuit și cu George Spăitorul la mine în comentarii, o să lipsească și el o perioadă, pentru că, din păcate, are un deces. Și urez pe calea asta să fie tare și puternic, cum știu că este, și o să fie totul bine. Din păcate, asta e viața. Încă o dată, sincere condoleanțe. M-am întristat cu asta, că mi-am adus aminte de ce am trăit eu când am trecut prin ce trece George. Și nici el nu este atât de mare de a să ne înțelegem. Din câte am înțeles, are 23 sau 24. Bine, la mine când s-a întâmplat, eu aveam 14, nici 15 împliniți. Dar asta e viața. Trebuie să fim puternici. Ce e, mă? Unde? Când? Cum? Mișcă ceva? Cine mișcă, mișcă în brișcă! Cine mișcă, nu mai mișcă. Hai! Să vedem. Mamă, deja avem și cufăr. Ce avem? Cufăr. Andrei a pus din nou cufăr. Deschide. Vezi că eu dispar un pic și... Am primit o monedă din cufărul lui Andreea. Te prind din urmă, da? Mulțumesc, Andreea. Ce faci, mă, dispari? Da. A prins tu pe-o? Hai. Devii obraznic? Nu devin obraznic, dar te rog să nu îmi strici buna dispoziție, da? Du-te, tati, du-te liniștit. Vezi că mașina e încuiată, cheile-s la mine. Okay. Și auzi, mă, la el. Ascuns. Hop! Iauzi, ascuns, te-a luat să nebunesc, dă-i ca aia, uite-te în altă parte, că nu te vezi în asta. Te-a luat să nebunesc. Hai, mai dispare acum. Du-te, tată, du-te liniștit. Vin după tine, dar să nu stingi el. Du-te că e ascuns. Ascultă-mă, dacă începi iar să te pituri, iau ocazie și plec acasă. Nu, te ia nimeni din cimitir. Cum ar fi asta să te ia ăștia la ocazie? Cum de stai, mă, nebunule, în colțul cimitirului să te ia lumea la ocazie? Nu, mi se păru, fă o reflexie. Ia-o-ți, mă, ia ocazie ca să meargă acasă dacă mă pitul de el. Știi ce noroc ai? Că nu mă mai lasă ăștia de la TikTok să stau cu întuneric pe live. Bă, mâncava. M-a spart asta. Dar mergem în spate rău de tot și nu știu cum să fac să am puțină lumină. Cheamă Uber-ul. Da, cheamă Uber-ul la cimitir. Uite, primul cadou.
Mulțumesc din suflet. Repet, primul cadou, cei care luați sau ați luat, dacă vreți să le oferiți tot la mine, că nu e obligatoriu. Andreea le pune pentru voi și mulțumesc încă o dată cu ocazia asta. Vă rog, nu mai ziceți fără cufere, cu cufere. Cum o fi, dacă cineva pune, pune, dacă nu pune, nu pune, nu e nimeni nici obligat să le pună. Dacă cineva își dorește să ofere ceva, să ofere inimioara aia de membru în echipă, să creștem și noi la membri. Este de un punct. Că vreau ca să... Ia auzi, mă, să română? Să română? Mi-a zis aplicația să română? Nu cereți cufere, sunt puse cine dorește, deci nu. Exact asta am spus și eu, nu mai zăpăciți chat-ul cu cufere, dacă vreți să... Vreau una. Uite, bă, și Casper vrea o monedă. Haideți că vă pun eu una acum. Și după aceea terminăm, că eu nu fac live pentru promovări și așa mai departe. Dacă pune cineva cufăr, pune. Dacă nu, iar la fel. Vă rog frumos, nu mai cereți cufere. Pun eu unul. Opțiune, îl pun și pe timp puțin. Monede. 500. Persoane. 250. Minute. 1. Gata, v-am pus eu un cufăr de 500 și vă rog să terminați cu cuferele, că nu de asta am venit aici. Noi suntem cu paranormal, de fapt să se termine cu cerutul cuferelor. Mamă, dar ce tare se aude muzica austra de la nuntă, îmi strică tot chef, că mie vine să fac acum o bătută. Ha! Ce faci, mă, nebunule? Asta, stați să vedeți acum a schemați. Laur, care culmea, mi-a zis să nu-i fac eu lui glume, mă pândește din umbră că a foșnit pe lângă mine și speră să mă sperie el pe mine. Laure, dacă reușești chestia asta, nu-ți dau numai contul meu de TikTok, îți dau și mașina și mă lași pe mine aici. Dacă tu reușești să mă sperii pe mine, chiar te provoc să faci chestia asta, tati, că de mult mi-am dorit să am un amic care să încerce să-mi facă manevre dintre astea pe aici. A dispărut. Cum ar fi după aia să nu mai găsesc deloc? Ce s-a întâmplat de nu? Aplicația vorbește, băi, l-ați mâncat pe Laur? Ei, nici chiar așa, dacă spun că nu mă spari. Nici dacă mă ia de... Dacă vrea ca să mă ia de picior, să stea bine. Aoleu, asta nu e de bine. Păi de ce, mă? Am văzut că te-ai alăturat, dar... De ce acasă? Stați așa că acum vorbesc cu cineva care îmi trimite mesaj pe WhatsApp. Păi s-a terminat acolo... Vorbești prea mult, fapte nimic. Ieși acasă. Coco șeful. Șeful... Iauzi. Ți-a zis aplicația să iei pușca în dinți. Nu te ține tati nimeni cu forța. Dacă vorbesc prea mult și fapte puține, n-am ce vrei să mă apuc. De săpat, trăiască ce iubești tu. Du-te tare, du-te în altă parte, ca alții fapte mai multe. Vrei să mă apuc de deshumat acum, să-i dezgrop eu dacă nu iasă peste mine? Ce vrei să fac, nebunule din Coceni? Care atâta s-a oprit muzica. L-au șa să fure mireasa, cred că, probabil. Târziu. Târziu? Te vei arăta mai târziu? Mă! Te văd. Lasă-te pe live, nu știu eu ce încearcă el. Îți dacă dai cu pietre să nu dai în cap, că aici te las. Ia uși, păzea că te-au luat câinii.
Unde e aparatura? E la lauri. Am doar aplicația, el nu rucsac. Stați așa. Stați să fugim puțin de ăsta, să lăsăm mai în urmă. Mamă, la cât ai? El a vrut ca să stea departe. Dar unde să mă bag? Fugi încet. Păi, cum vrei mă să fug dacă îmi sar toate astea din buzunar? Nu pot să sting lumina, Viorele, că îmi dau ăștia avertisment. Nu mai ai voie să n-arăți nimic. Nu știi că am încercat ca să fac chestia asta odată, când am stat lângă mașină. Hai că l-am pierdut. Păi mă vede, mă vede, dar măcar... Te las să-mi arăți, arată-mi. Sau poți să-i arăți lui Laur, să-l aud țipând. Dacă în toate încercările mele de activitate la Laura am primit mesaj, dacă în toate încercările mele de a interacționa cu spirite a fost vreodată vreun spirit care să mă îndrăgească și să vrea să fie prieten cu mine, îl rog să se ducă la Laura și să-l bântuie. Andreea, mulțumesc! Tot respectul, Andreea, mersi frumos! Mulțumesc din tot sufletul și ție și tuturor celor care urmărit. Sunteți aici. Cine este urmărit, eu sau prietenul meu, Laur? Aoleu, cât aleu! Da! Dezacord. Nu înțeleg de ce nu suntem, de ce nu putem cădea de acord, dar vreau să știu dacă pot face ceva. Cine? Dezacord. Deci eu sunt urmărit, nu? Mai este tunel. Tunel, asta o zice de obicei. Ioi, satana. O femeie lângă? Doamne ajută Spinews. Chiar îmi doresc. Eu vă pup ies un pic. Bună, Andreea, stai liniște. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc de un milion de ori. Jos pălăria. Ce am pierdut? Fuga mea de Laur. Și eu l-am pierdut pe Laur. Aștept să vedem dacă mai zice aplicația ceva pe aici. Stai că mai zice ceva și... aplicația, dar nu prea înțeleg ce spune aplicația în seara asta. Cântă ceva, nu cânt, fluier. Mi-a spus din nou un L. Minus L scrie. Și asta nu știu de ce face chestia asta, că v-am arătat, nu e băgat de mine. Eu, astea sunt cuvintele pe care le-am băgat eu. Asta să-l trecem și pe Laura în aplicație. Vedem dacă îl mănâncă ăștia. Îl vreau pe Laur. L-am trecut aici să leșine puțin. Îl vreau pe Laur. Sper să zic în seara asta. Minus el, Laurențiu. Stai așa. Stai așa că nu e așa. L de la Laur. Chiar și așa, dar acum i-am dat posibilitatea să spună că îl vrea pe el. La Laur sunt? Laure, ești bine, bă? Sunt îndoi cu ochii și încă o dată spun, nu mai cere scufere pe cea de respectat live-ul și gazda. I-am spus-o și eu.
La mine, dacă vrea cineva să stea pentru conte, stă pentru conte, nu pentru cufere. Cuferele au fost puse pentru cei care își doreau ca să ofere ceva, să simtă și că, virgulă, contribuie din punctul ăsta de vedere la live. Dar nu mă ocup de promovări. Îmi place doar paranormalul. După cum spuneam, nu sunt cel mai priceput la așa ceva, dar o fac cât de sincer și cât de curat pot. Cine mi împărtășește pasiunea va sta cu mine cu sau fără cufere. Trist, a zis. Mergem până în capăt și după aia ne întoarcem puțin la Laur să vedem dacă s-a schimbat la față. Mamă, cât mi-aș dori să spun aplicația al rap pe Laur. A dat și el drum, am văzut niște ochi în față. Să-mi bag picioarele dacă n-am văzut niște ochi acolo, probabil altă pisică. Sau vulpe, sau ce fi fost că suntem în câmp. Ia să vedem ce avem noi aici. E pisică. Sper. De fapt vreau să fie baubau. Bă, dar vreți să vă mint? A naiba pisică, dacă nu de câte ori vreau să dau zoom pe ea, dispare. Pleacă. De două ori am încercat să vă arăt și vouă și de două ori a plecat pisica. Ce avem noi aici? Vă rog eu mut la cei care mai cer cufăr. A zis Laur să știi că a dat drumul la telescopică. Degeaba. Uite din nou pisica acolo. Ia mă, dacă dispare iară când vreau să-i dau zoom leșinai. Bă, marș mă! Laure, vino cu atati. Vino că să mor eu dacă n-am găsit ceva. La modul cel mai serios, mă jur pe ce vreți voi, las-o încolo de treabă, că n-are cum. De trei ori am încercat să filmez pisica aia sau ce aici și când vreau să filmez, ochii dispare, fuge. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată, măcar am reușit să vă arăt. Dar nu mai aici. Lasă-mă că e pisică și fuge, că am mai filmat 300 de pisici, oameni buni, dar de ce nu am putut să-i filmez ochii, că am mai filmat de zeci de ori. Am zis și eu că probabil e un animal. Dar ce animal e, de se ferește de cameră. Că am stat la distanță și am încercat să o filmez. S-a uitat la mine până să încerc să dau zoom pe ea. Pe aici a fost. Ce mai faci? Eu bine, tu? Ești lângă mine în momentul ăsta. Te rog să-mi răspunzi cu da sau nu. Un arici nu-i arici. Și a ajuns în capătul celălalt al cimitirului, țin să menționez. Că data trecută era în partea cealaltă unde am mașina, de când am intrat. Și acum a venit la cealaltă intrare. Las-o încolo de treabă. Repet, am întâlnit zeci de animale, de zeci de ori de când fac live-uri și pe toate am reușit să le filmez. Las-o încolo de treabă. Mamă, ce senzație stranie mi-a dat asta să-mi bag picioarele dacă nu. Am zis că mi se pare, hai că odată a plecat, că s-a speriat de la lumină, a doua oară, dar cu toate, cum până atunci se uita la mine și când dau zoom pleacă, întoarce capul și fuge. De două ori, de trei ori. Pisicile nu suportă lumina la lanternă, eu te înțeleg și te cred. Dar dacă eu am dat cu lumina așa fără zoom și am văzut ochii aia acolo lângă crucea aia, în momentul în care eu am vrut să dau să vedeți și voi, cum a stat pisica cu ochii în lanternă până când am vrut să dau zoom? Că nu se explică, pe bune, acum nu încerc să mă leg de căcaturi care nu sunt, dar de trei ori s-a întâmplat să se vadă și de trei ori a dispărut când să dau zoom, să vă arăt și vouă. Și acum spune dacă vreau să mă joc. Da, vreau să mă joc, vreau să dai tot ce ai mai bun din tine. Îți mulțumesc că te-ai arătat dacă... Este vorba de vreun spirit, Pedro, mulțumesc. Stai că m-am încordat. Pace, trist, pace, ucis, prost, ce mai faci, vrei să te joci? Da, vreau să mă joc. Hai să ne jucăm. Ne jucăm de apitulușu?
Pedro, mulțumesc, mulțumesc. Ce este? Nu știu ce este. Se poate să fie vulpe, se poate să fie iepure, se poate să fie pisică, poate să fie o grămadă de chestii, dar eu cred că este... Fierar a zis acum. Eu cred că este cu totul altceva. Repet, de ce spun chestia asta? N-are cum să se ferească exact în momentul în care încerc să o filmez, să dau zoom. Ați văzut că prima dată n-am avut nicio reacție. Bă, a plecat exact când s-o filmez. Aia e, se mai întâmplă. Dar și a doua oară și a treia oară, las-o încolo, că deja... S-a blocat TikTok-ul. Niciun rip, nu m-a mâncat nimic. Nu e semnalul, semnalul e full. Nu știu, s-a blocat aplicația cu totul. Rochie. A mișcat aici. Dar probabil a mișcat vântul. În cazul în care acela a fost un spirit, te rog să te mai arăți odată, chiar dacă nu poți pentru oameni, vreau să te mai văd eu. Ce foșnește aici. A revenit? Da, știu că a revenit. Dar uite, mi-a căzut semnalul. De fapt, n-a fost semnalul, e aplicația, a rămas tot ăsta, tot chat-ul, tot TikTok-ul a rămas înțepenit. Cea tot nu puteam să dau, nici să reiau, nici să pun pauză, nici să fac nimic la live. Nu știu de ce. Nu înțeleg care a fost treaba. Sper să se vadă, să puteți voi să apropiați pe YouTube. Clipul ăsta, live-ul ăsta o să fie repostat pe YouTube mâine. Și să-mi spuneți și mie, vă rog, dacă vi se pare ok. Sau... Nu știu, dacă nu v-ar trimite cu gândul în altă parte ceea ce tocmai s-a întâmplat aici de 3 ori. S-a întâmplat aceeași chestie. Și repet, nu sunt genul care să facă din țânțar armăsar, că de-aia m-am dus acolo, să o mai și văd după. Și nici urmă de pisică, altă dată am văzut pisica. Dar acum n-am văzut-o nici când a fugit, unde s-a dus, cum ăsta. Am văzut doar ochii. Nu-mi dau seama ce animal a fost și nici nu l-am văzut când fugea. Ce s-a întâmplat? Nu mai spun că am spus. Să spună cei din chat. Spuneți și lui sau ei ce s-a întâmplat. Când trece un spirit pe lângă tine, se face câmp magnetic și din cauza asta se blochează live. Asari. Nu știu dacă din cauza asta, dar uite, o grămadă de sunete de jos. O să încerc să fiu mai liniștit puțin. Da. O să încerc să fiu mai liniștit puțin. Îmi cer scuze, l-am blocat eu din greșeală. Ca să puteți să ascultați sunetele. Pur și simplu, poate mi-am dat eu filme, dar pare că ceva într-adevăr mă urmărește. Încerc să mă uit în continuare după ochișorii ăia. Se tot întrerupe. Era o vulpe. Bă, o fi o vulpe, mă! Nu e Laur. Bă, lasă! E Laur, era pe burtă și așa de mic e de nu-l văd. Tare asta e Laur. Laur, cred că a dat și el drumul la live. Da. Stai să văd dacă mi-am gazele pornite. Vino aici. Vrei să vin înapoi? Sunt oprite gazdele, nu știu de ce se blochează, că văd că am 4G plus 5 linii din 5. Habar n-am ce tocmai s-a întâmplat aici. Mamă, du-te, bă! Băga-mi-a și picioarele. Hai că a început să-mi ia creierul razna. Se pare că de data asta am reușit să mă sperii cel puțin dacă era vulpe, iepure, pisică și așa mai departe, mi-am făcut-o singur. Că acum am văzut mare șarpe în locul ăștia, nu știu cum, am uitat cu coada ochiului, am crezut că e un șarpe lângă mine. Trebuia să mă gândesc că nu mai sunt șerpi în perioada asta, că s-a răcorit afară, dar m-a încăcat pe mine, sincer. Uite, am avut un moment în care am încremenit, nu mai știam ce să fac. Deci eu am văzut mare șarpe acolo. Șarpili! Spus nu. Ce ai spus nu? Vrei să mă întorc acolo, mai cerem?
Mai cerem o dată să mă întorc acolo. N-au fugiturile de la vânt, numai pe lângă mine se aud, să-mi bag picioarele. Frumos. Frumos, elegant, tu mai fermecat, scurs și apăsat, am rămas blocat. Minunul de vis, azi noapte am visat. A sări, nu a sari. Vino aici, am spus nu. David, urechile noastre. Gata, promis să stau cu minte. Încerc să văd dacă mai... În orice caz, până acum, e ce trebuie. Sper să continue tot așa. Rog din nou orice spirit care se află în acest loc, dacă se află în acest loc, să continue să se joace cu mine în cazul în care ați făcut-o și până acum. Și dacă intuiția mea mi-a spus bine ce mi-a spus, te rog să faci în așa fel încât să pot să te surprind și pe cameră. Știu că se întâmplă foarte greu chestia asta, dar aș vrea să le arăt și oamenilor să nu mă mai considere chiar așa de nebun. Știu că toți credeți că sunt nebun, dar nici așa de legat. Mai sare și mie lanțul, dar mai stă și la locul lui. Trebuie să mergem să dăm drumul și la rempod. Mai du-te în față pe drum. O să mă duc, dar trebuie să mă duc cu rempodul. Trebuie să iau rempodul la nebunul ăla, că uite-le pe acolo, cu lanterna. Ia uite, se vede acolo la distanță, lanterna lui Laur. Stai să iau eu rempodul de la el și să mă întorc în partea aia să văd dacă am răspunsuri acolo. Iasmina, mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor prezenți. 410 distribuiri fără să le cer. Super. Super tare. Ne apropiem și de 1 milion de aprecieri. Măi, oameni buni. Dacă tot sunt oamenii din chat atât de empatici cu noi și susțin atât de tare ceea ce fac, am și eu rugămintea la voi să dați și voi înapoi ceva pentru ei, la modul puțină acțiune în jurul meu, puțin mai multă. Vreau să am parte de o noapte epică. Promit că dacă acțiunea continuă și o să simt că sunt urmărit în continuare, o să stau cu voi până la 3 dimineața. Stau aici până la 3 jumate dacă dați semne și încep să aud sau să văd chestii în jurul meu. David, de noaptea de Halloween faci live? Da, fac. Oameni buni, live-urile de regulă, eu nu încerc să le întind la modul nesimțit. Stau cât este acțiune și după ce se termină acțiunea n-am de ce să trag de live să vă plictisesc. Dar în seara asta, până acum, bă frate, ai găsit pisica aia? Sau vulpea? Ești live? La modul cel mai serios, de 3 ori am încercat să filmez, să dau zoom pe ochii la pisica aia, să vadă și oamenii, și de 3 ori s-a ferit exact când să dau zoom. S-a ferit și de mine. S-a ferit și de tine? Da, și de mine. Dă-mi și mie rempodul. Stai așa. Să-l iau, că eu mă duc în partea alaltă. Să văd acolo de unde a plecat pisica. Dă-te încoa. Dacă vrei să stai aici, stai aici, dacă vrei să mergi cu mine, mergi cu mine, că mie mi-e indiferent, dar eu vreau să văd ce a fost acolo și dacă primesc semnele ăsta. Că a fost prea șmecheră faza. Bă, las-o încolo și nici n-am mai văzut-o. La modul m-am dus acolo să văd unde s-a dus pisică, vulpe, crocodil, ce putea să fie și n-am mai văzut nimic să plece de acolo, să fugă. Da. Vrei să crezi că e mâță? Că mie pentru prima dată când, de când fac chestia asta și văd ochi, văd ochi de animal și e pentru prima dată când creierul mi-a spus că nu este mâță. Zi. Ai găsit loc de acolo? Băi, exact la intrarea cealaltă. Unde? Pe alei. Ieși și te duce drumul direct acolo, dacă vrei să ajungi la mine. Ai exact acolo. Nu știu dacă se întâmplă ceva, ei n-am mulțumesc pentru urmărire. Stai, tati, și vezi. Roagă, fii respectos, că tu ai și frică, poate la tine se întâmplă mai multe. Dacă n-ai idee ce să zici, roagă să se audă chestii în jurul tău, că asta e cea mai ușoară treabă de făcut. Și vezi că eu am fost avertizat că la tine e groasă.
La modul cel mai serios, aplicația mi-a spus minus L. Ia stai să-ți arăt. Deci minus L, cred că tocmai pe tine te trece pe minus aici. Nu știe minus L din cauza de sâmbătă. Vezi că a înțeles aplicația. Stai așa, uite-te aici. Stai să-ți arăt cuvintele, stai că s-a și blocat. Ia, uite, unde mă? Ia uite, la 14. Minus L. Minus 1, la. Minus L e, mă. Să mor eu, e minus L. Minus L, da. Stai să vadă și oamenii aici. Minus, dă-i de pe ecran ca să focalizeze. Minus L ăla. Și nu este, uite, la personalizați nu e. Da. Știe că e Laura acolo. Nu, vrea să-l mănânce pe Laura. A spus că o să te scap de el. La întoarcere mă întorc fără Laura. cu Laura am venit singur, o să plec. Se aude muzică, da. Hai să dăm și noi capta cu Laura. Minus L de la minus Laura. Exact cum spuneam. Cu Laura am venit singur, o să plec. Laura rămâne aici. Iacob. Bă, de mine nici mor nu scapă oamenii, mă. N-ai să vezi tu drac mort. Bă, dacă ai să aplicația minus L. Mai puține kilograme la mașină, mai puțin consum. Da. Nu se mai pun tap-tapurile. Trebuie să faceți o mică pauză, oameni buni. Și să reluați după aceea în forță. Faceți pauză până ajung acolo la gardul cimitirului. Vă rog, stop tap tap. Toată lumea stop tap tap puțin. Și vă zic eu, când să le dăm autoclicărele peste cap, că deja exagerează unii. Ăștia frustrații din alte comunități. Oricum, țin să anunț de acum, suntem 2100 pe live, pe 15 luna devine. Vă rog frumos să-mi propuneți un adversar cu care să joc. Vreau ca să mai fac un meci oficial. Și cine vrea ca să mă susțină acolo, știu că la oficial de o regulă se strâng mai multe puncte. Vreau ca să-și bage haterii gheara în gât, că oricum numără punctajul și socotesc ei acolo cât am făcut în fiecare săptămână. E, dacă dă Dumnezeu să mă susțină oamenii și să fie lângă mine, am spus 2 oficiale pe an o să fac în fiecare an. Și să le spun la toți să fie prezenți pe 15 luna de vine, pentru oficialul meu, încă virgulă caut adversar și să stea să-mi numere punctele atunci. Lăsați-mă cu Cosmin și Amadeus, că ei nu sunt de nivelul meu, n-au susținerea mea. Și aici nu e vorba că sunt eu arogant sau așa mai departe. Pe Amadeus sau pe Cosmin îl bat jumate din oamenii de la mine de pe live, fără Andreea, fără Viorel. Ia bătaie doar de la 500 dintre noi, oricare dintre ei. Vreau să am și eu un meci echilibrat cu persoane care să fie acolo, emoția aia, bă, nu că jocul ăla să-l dezmembrez. Aici stăm că e și gol, mormântul. Fă meci oficial cu Dani Moca, n-am treabă. Sunt mărunt eu pentru Dani, acolo se schimbă. Cât asta, ce asta, mă, Gavaș? Bă, ce gongă e asta, mă? Bă, ce omidoi? Ce tip de omid? Poate mi-intră asta în fund. Scuzați-mi expresia. Plipli round 2. Să știți că atunci când am fost la Severin, la vechea maternitate, ca să mă văd cu el, i-am propus, i-am zis că eu vreau să fac un oficial și dacă vrea ca să-i acord revanșa, să-mi spună. Da, a zis că se gândește să-și întrebe oamenii. Eu, în orice caz, am anunțat de acum, pe 15 luna de vine, vreau ca să mai fac un oficial și repet. Dacă data trecută a fost ca să completez bugetul pentru mașină și am recunoscut chestia asta, acum chiar, la modul cel mai serios, este pentru hateri. Pentru toți contestatarii ăștia, care stau să numere banii și punctele făcute de mine, sper să se facă puncte triple față de oficialul trecut și să își bage unghia în gât. Altă parte. Da, pe 15 noiembrie. Altă parte.
Trebuia să ajung în altă parte, să merg în altă parte? Miriapod? Filmează pe lângă gard, am primit un mesaj. Filmez pe unde vreți. Rog orice spirit care s-ar putea afla în acest loc, dacă ești aici, să încerci să influențezi oricare dintre aceste aparate. Pentru asta am venit. Alina, cu mine, David, câștigi la zero. Pe 15 noiembrie de ziua mea fac 39 de ani. La mulți ani, sănătos și Anca Ioana. La mulți ani. Știi că aplicația nu-i bună. Nu o fi, tati. Oameni buni, eu știu că ce fac aici. Haideți să vă mai spun o dată. Eu știu că ce fac aici, încerc să fac pe bune. Acum, dacă aparatele astea mai sunt influențate uneori, nu știu, vă dau exemplu, poate de firele, uite, acolo e un fir de electricitate, da? Care trece, sau de cablu, sau de ce trece, de telefonie. Dacă ăla influențează aparatul ăsta și eu o mușc, într-adevăr, vă mint și pe voi, dar cum să spun, fără să vreau. Poate de multe ori mi-am dat eu filme. Aplicația, am spus de nenumărate, am zis de nenumărate ori că a fost pentru divertisment până în momentul în care s-a potrivit prea multe chestii cu ce mi-a spus aplicația. Oamenii de la mine de pe live au fost întrebați și mai faceți, vă rog eu, moderatori, încă o dată sondaj. Vreți să renunțăm la aplicație? Fix când arătai cablu, a zis sus. Da, am văzut și eu. Vă rog să mai faceți o dată un sondaj și să întrebați dacă renunțăm la aplicația Ghostum. Și eu o scot, că nu vreau ca să mint pe nimeni cu nimic. Dacă lumea decide să o scoatem, o scot din seara asta, de acum, și ne plimbăm fără ea. Toată lumea zice nu. Așa că nu mai plângeți, bă, nu vă mai băgați gheara în gât. Ăștia care spuneți că înșel lumea cu aplicația și așa mai departe, oamenii care mă îndrăgesc și m-au urmărit de la început, îmi cer să folosesc în continuare. Eu n-am cum să nu țin cont de feedback-ul oamenilor. Iasmina, mulțumesc, Rubio, mulțumesc, Luminița, mulțumesc, mulțumesc tuturor. În fața dumneavoastră. Laure! Ai grijă că mi-a zis aplicația în fața dumneavoastră și să nebunesc de nu tu ești în fața mea. Vezi că e lângă tine la modul cel mai serios. Deja tu ai fost avertizat odată. Stai că mi-a mai zis ceva. Eu am fost avertizat odată pentru tine. Ai grijă că e groasă la fundul tău. Stai să găsesc și o piatră să o arunc lângă asta. Uite un cimitir fără pietre. Așa să aruncăm să nu o vadă. Că acum a dat drumul la live, nu se mai uită. Am zis aplicația ceva. În continuare, dacă este vreun spirit, Maria, am zis ca să, na, nu știu, oamenii decid oricum ce să fac. V-am spus, în viitorul apropiat o să mergem la Hoia și o să stăm o noapte întreagă. Facem foc acolo frumos. Stăm în pădure la glume, la astea, intrăm și la povești, cât mă țin telefoanele. Dacă se descarcă ăsta cu tot cu bateria externă, o să fac live-ul după ăsta. Na! Na, că a venit să nebunesc! Marș, mă! În amândouă odată, vă rog să vă uitați atenți, că amândouă telefoanele fac în același timp. Amândouă telefoanele, doamne, amândouă aparatele care sunt pentru aceeași chestie emit. Cadoiul a început să facă urât. Și Rempodul a detectat ceva. Mama, am vrut să zic că plec. Mamă, ce mi-am luat-o acum să nebunesc. Deci mi-am luat-o grav, am vrut să zic că plec. Bă, cred că chestiile astea pot ca să... Ia uite, știu. Sau ia uitat și voi. Eu cred că chestiile astea pot să detecteze, nu știu, să-ți simtă și gândurile, ce vrei să spui în avans. Pentru că am vrut să zic, dacă nu o să mișcați aceste aparate, o să plec de aici. Vai de capul meu. Dacă ești aici lângă mine în acest moment, te rog să încerci încă o dată să atingi aparatele astea. Ce frumos a văzut umbra de la ăla. De la Laura. Dacă nu faci chestia asta, plec. Iar dacă faci, îți voi aprinde o lumânare, în speranța că o să te ajute. Cum se văd de umbra acolo de la Laura.
Atent la sunete, urlete, se aud, nu cred. Se aud de la nuntă. Nu, oameni, încă nu încerc să vă păcălesc aici. Se aude muzică și chiote de la ăștia de la nuntă. Laure? A, mă, vino încoa că se întâmplă ceva aici, nebun. La modul cel mai serios, dacă nu mă sperii, poți să încerci tu mult și bine. Ia, mă, ești de la spate, ești din față, ești de unde vrei tu, că nu mă sperii. Nu, nu sunt speriat, dar poți să încerci, că nu trebuie să te sperii numai eu pe tine, dar nu mă sperii. Am încercat și nu văd fără lumină. Chestia este că ăstea amândouă de dură în același timp, la modul cel mai serios, când vrusei să zic că plec, se văzut pe live că... Hai să aprindem una. Ia, aprinde una aici lângă, chiar sunt curios. În cazul în care acesta a fost un semn din partea voastră, vă mulțumesc mult de tot și vă rog să continuați să influențați aparatele. Vedeți că fumez fumul de la mine. Drept răsplată, vă vom aprinde o lumânare. Mamă, dacă mai pornește o dată, dar în același fel. M-a fost atunci. Mă, da, e filmată, te uiți pe YouTube mâine. Bă, în același timp, tu știi cum, amândouă. Vezi unde o bagi. Pune pe aici, lângă ăsta, mai bine, ca să nu bată vântul, să stingă între ăstea. E puțin vânt. Așa. Ce cărcotismă acolo? Niciodată nu a apocalipsă pentru cei noi. Ia uite, hop. Opa. Eroina. Haide. Animal de companie. Eu nu sunt animal de companie, da? Mama, a stricat o farmecul să nebunesc, probabil se referea la pisica aia care se tot fuge de mine când încerc să o filmez. Ia auzi și voi ce se ceartă Plaur cu aplicația că el nu e animal de... Dar cine te-a făcut, mă, pe tine animal de companie, nebunule din Cocin? Când am apărut, eu a zis animal de companie. Da, s-a simțit. Animalut sunt, nu animal. S-a simțit Laura al meu. Nu ți-a zis tati nimeni nimic de genul. Vrei să-mi transmiți ceva legat de acea pisică? L-a făcut pe Laura așa, zic că vai. Respect, David, noi te... Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Deși n-am zis-o eu fraților, că eu glumesc cu el, eu vreau ca să-l sperii. Alte alea, dar... Să-l jignesc? Nu-mi permis să-l jignesc. Ia uzi, Laure. Dezbracă-te și tu, du-te la Peleugol. Mergi la ăștia unde au, că presupun că au aici ballroom ceva aproape, că se aude aproape. Că se apropie 12 noaptea, fură mireasa și adu-o în cimitir. Da, nu știu. Mulțumim pentru șerfuță. Ai primit donație? N-ai energie? Te rog frumos să încerci să-l atingi pe Laur. Nu s-a speriat. De unde și tu, că nu m-am speriat? Am încremenit acum. Ha, acum n-ai mai avut voce să ai reacție. N-am avut reacție, ești nebun. Mam. Bă, Alexa, mulțumesc. Eu m-am îndepărtat ca să... Nu s-a speriat, dar a rămas tatuie. Pe asta a spus și el, că de unde știi că nu m-am speriat, că n-am avut reacție. Eu mă îndepărtam să vadă, să audă că sunt eu departe și când zic să-l atingă pe Laur, vreau să-l mângâie așa frumos pe picior ceva. Ți-a spus? Ce ți-a spus? Acum la modul cel mai serios. Hop! Dacă a scăzut și temperatura abia acum. În continuare te rugăm să vii aici, lângă noi. Arată aplicația. Uite, mă, aplicația. Fără energie, animal de companie, foame. Eu vreau ca să zic asta. Treaba asta de aici. Băgată de mine. La 9, fiți atenți. Astea sunt băgate de mine. Și vreau să-mi răspundă cu chestia asta. Retrage-te. Eu sau Laur, cine să se retragă? Laure, ăștia în seara asta ți-au pus gând rău de tot. Daniela, mulțumesc. Dă una camera termică, punem și camera termică. Stai să schimb mâinile că nu pot ca să... Mamă, ce prost sunt, bă, că trebuia să-l sperii pe ăsta cu camera termică, bă. A, ai belit lupa, Laure, de acum înainte. Bă, pot să stau pentru întuneric, că mă gândeam cum să fac să nu mă văd. Adică să nu mi-o oprească TikTok-ul. Da, mă, dar nu vezi pe unde calci. Păi stau cu camera termică, mă. Păi și vezi... Dau luminozitatea mai mică la telefon, filmez cu telefonul cu care fac live în camera termică pentru că se vede ceva.
că mi-e întreia lumină în permanență și eu dacă stingeam lanterna, rămâneam fără lumină în jurul meu și te aștept până vii aproape și după aia sar din boschet pe tine. La ce s-a dus la prietenii? Bă, când aud întrebări de ăștia, la ce m-am dus la prietenii? S-a dus să-și învingă teama, mă, lăsați-l în pace. Că față de mulți care spun că lor nu le e frică și așa mai departe, Laura a recunoscut că se teme de chestia asta și mi-a spus că el singur nu ar face dacă vreau eu să-l iau. Băiatul chiar a fost super corect și a zis, bă, dacă vrei tu să mă iei cu mine, cu tine, merg sâmbăta sau când poți tu, că am văzut că îți place mai mult singur. I-am zis, bă, nu poți să te iau de fiecare dată, dar o dată pe săptămână, dacă este, te iau, nu e nicio problemă. Și mi-a zis, dacă tu vrei ca să încetești și să nu mă mai iei cu tine, eu nu mai fac chestia asta. Dar eu chiar sunt curios de ce se întâmplă. A văzut și el unele chestii, v-am mai spus, de 5 milioane de ori, că după live-ul de acolo de la mine de la țară, l-am luat la mormântul respectiv cu moriștile alea de vânt și noi doi am văzut o chestie inexplicabilă. Nu știu câți dintre voi o să mă credeți, dar el de asta merge cu mine de atunci, pentru că s-a convins de atunci. Bă, Laure, să nu-ți dau de jurat că suntem în cimitir. Au început moriștile alea când am zis să înceapă, când ai fost tu cu mine. Au început, da sau nu? Da, ți-a prins ceva portocaliu la aia. Dădu până pe portocaliu? Așa văzut. Stai așa că nu e așa. Că ăsta mi-arăta cadoiul. În colț în stânga sunt minus 0 grade. Dacă ești aici, te rog să mai încerci să mai influențezi o dată aparatul respectiv. A dat până pe portocaliu? Păi e bine dacă dă până pe lângă, până acolo. Cu cât dă mai tare, înseamnă că e ceva acolo. Dar acum văd că nu mai mișcă deloc. Uite-te tu, te rog eu frumos, și filmează-l tu, că eu am observat o chestie. Când mă uit la rahatul ăla de aparat, la mine nu mai pornește. Poate o fi tabla din nou. Se poate să fie și tabla, nu vă contrazic. Băi, eu am luat-o special pentru așa ceva, adică eu. Andreea a căutat-o special pentru așa ceva și asta este tot de la Andreea, camera termică. Ea cu pletii a uneltit. Eu n-am știut că urmează ca să o cumpere și nu știu dacă e bună pentru ghost hunting, dar asta era ideea, la modul să avem mai multe chestii. Uiși, nu e bun ce rece e acolo gardul. Și de ce e cu rece toată asta? Stai așa că nu înțeleg o chestie. La modul cel mai serios acum. Toate astea sunt albastre, mai rece, rău de tot acum. Ia, ăștia alte, toate sunt așa. Ăștia, bă, păi aici unde e ciment e cu roșu. Ia stai mă, unul la altul. Aici iar la fel. Bă! Să-mi bag picioarele, uite-te și tu. Mormintele ăstea la altul. Ia vină încoa să-ți arăt. 14,8 grade la mormântul ăsta, în beton. Și uite cum arată, cu verde, da? Da. Hai la ăsta unde avem rempodul. Ești prost la cap, uite-l cu albastru. 11 grade, aici e mai răcoare, exact cum arată senzorul de temperatură. 10, scade. 47, unde e lumânarea? Băi, ești nebun? Aceeași chestie, același beton, același tot. Hopa, stați așa că nu e așa. A fost cald astăzi, da, mă, oameni buni, dar aici e beton, da? Și trebuie să aibă o anumită temperatură, unde am eu rempodul și unde am aparatele, care tocmai au înregistrat ceva mișcare amândouă în sincron. Poftim, mormânt de beton la fel ca acolo, ăsta nu mai e albastru, are 14 grade. E posibil betonul să fie mai rece? Păi e posibil, dar din ce cauză este mai rece fix acolo unde a înregistrat, unde a mișcat rempodul și cadoiul. Și ăsta. Și ăsta e la fel. Ăsta nu mai e. Uite. Tot un mormânt de beton. Ăstea două sunt la fel. Uite, ăsta are 14 grade. Ăsta are 9, 10. Și ăla iar la fel. Sunt doar ăstea două, ești nebun? Care sunt scăzute. A, suntem 2300 de persoane și am uitat să menționez. În cazul în care câțiva dintre voi sunt noi la mine pe live și vor să revadă live-urile din trecut și așa mai departe. Dă-mi-l. Ce vrei să-ți dau? Puteți să aruncați... Prostesc, a zis aplicația. Puteți să aruncați un ochi și pe canalul meu de YouTube. La 10.000 de
de abonați pe YouTube, pentru că aici sunt urmăritori pe YouTube, sunt abonați. Abonarea pe YouTube este gratis, este cum e urmărirea pe TikTok. La 10.000 pe YouTube o să dăm drumul serios la treabă și acolo și vom merge în zone părăsite. Am de gând să merg în pădurea Drocaia, pentru că acolo nu este semnal și are o legendă destul de șmecheră, și o să fac episod special pentru YouTube. Repet, la 10.000 de abonați pe YouTube. Și prin tot felul de tuneluri, chiar și peșteri, de ce nu, socotite sau considerate a fi bântuite sau unde s-au auzit tot felul de legende dintre astea sinistre. La Gura Racului o să mai merg, da, o să mai merg la Gura Racului, dar nu mai merg atâta timp că sunt băzgăunii aia acolo să mă mănânce. Întuneric. Vrei să fac întuneric? Stinge-mă lanterna. Pădurea Trivale. Pot să fac pentru YouTube și din Pădurea Trivale, că nici acolo nu e semnal. Am încercat să merg și la Pădurea Trivale, dar am pățit aceeași chestie ca la Hoia Baciu data trecută când am fost. Am mers nepregătit, pe Telecom n-am avut semnal la Adrian, suntem într-un loc nou. La net. Și pentru chestia asta a trebuit să abandonez locația. Mi-a zis nu. Vrei să rămân aici cu tine? Să nu mai merg în alte locații? De ce mi-a zis nu când am zis... Împungere. Iulia HD-ul. E interesantă povestea. Vrăjitoare i-a furat capul. Știu, am văzut, ne-au distribuit o grămadă de oameni. Problema e... Ai plecat. Ce ai făcut, mă? Ai agitat telescopica. Păi și ce se auzi așa? Ce se auzi așa? Păi aia, ați făcut un buzunar, se auzi așa. Așa cum se aude telescopica acum, se auzi la tine în buzunare, ești nebun. Anonima, mulțumesc. Aia vreau să zic, acolo au pauză. Ești aprins lumina că nu-ți place? Nu-ți place pe întuneric? Liniște. Ia auzi. Da. Pot fi. Dacă ești aici și vrei să rămân în locul ăsta, te rog să atingi aparatele. Dacă nu, dai un semn în acele aparate, voi continua drumul și voi merge în altă parte a cimitirului. Nu mă, s-a auzit exact ca telescopic, ca laur. Dar s-a auzit probabil din buzunarul tău, s-a auzit așa ca un... O vreau doar pentru mine, dar eu vreau să fie pentru toată lumea. Hai să mutăm locul că nu e bine. Nu se mai întâmplă nimic. Ăsta... Pericol? Bă, dă-te! Unde e pericolul? Îndrumă-mă către pericol! Eu sunt un aventurier și vreau să mă arunc cu capul înainte. Unde e mai periculos? Acolo vreau să mă trimiți. Spune-mi pe unde ar trebui să o iau. Wow! Nu, că nu, că nu, Carmasan. De data asta chiar nu. Power, power. Power, power. Vezi că s-a scurs ceva acolo pe picior. Pare cald. Ia sabur. S-a scurs ceva acolo pe picior. Pare cald. Ia sabur. Păi vezi că te-am speriat, mă, că a simțit ăsta frica și a început să chireie. Dar ce serios se uita el pe picior. Aha. Mamă, cum a fost asta? Mor normal. Unde, mă? Păi acolo mergem. Acolo vrei să mergi? Acolo mergem. Dar spune sincer, vrei să mergi acolo sau? Nu, vreau ca să o luăm în alt... Ia uzi, mă, nu. Mi-a zis aplicația, nu. Să nebunesc dacă nu mi-a zis aplicația, nu. Bă, da, ce mă enervează aplicația asta, că nu vorbește ca lumea. Vrea să vorbească, să spună cuvântul nou. Asta vreau să aud de la aplicație în seara asta. Dacă acolo, că sunt cu el. Oh, stai așa. Stai așa.
Vino înăuntru, ia auzi, Laure. Acolo, 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 du-te liniștit. Ține-l tu pe ăsta mână, că tu n-ai lanternă singur de mână. Singur am venit cu David, o să plec. Cum ai venit, mă, singur? Că n-ai venit singur. Cu Laura am venit singur, o să plec. Minus Laura, cum spune aplicația. N-am? N-am! N-am, mă, joacă-o pe asta. Când să plecăm încolo. Când am spus singur, am venit cu Laura, o să plec, ți-a zis bau, bau. Oare câte gheare are, cum o arăta bau, bau? Cât de fioros e oare, cum o arăta bau, bau? Hei, hai! În capodul vasului. Hai, mă, iau înainte, că sunt după tine, nu-ți fie frică. Dacă ți-am promis că nu te las la greu. Ei, nu mă las, dar tu mă scări, nu faci chef mai rău. Nu, fug! Sar gardul, ce în cel mai rău caz. Știi săritura hoțului? Fii atent că la cât sunt eu de înalt pe star, sar fără probleme, nu mai trebuie să fac săritura hoțului. Mă ghidez după tine. Îndrumă-mă. Nu mă lua prin boscheți, în rest să fie ce trebuie. Păi nu mai boscheți, sunt colonadă. Mă rog, să nu fie ciulin dintre aia, că nu-ți plac ție, eu. M-am săturat de ei. Lasă-mă că i-am și în cur. Pe fiecare live dau la ciulin jos după mine. Știi că nu e bine să pleci cu ceva din cimitir pe tine? Sau la tine? A, da? Da, și eu iau toți ciulinii din lume cu pe mine. Pierdut pe mine. Am găsit ceva pe zi și am băgat în buzunar. L-am pierdut. Pe bune, la modul cel mai serios. De aia se zice că nu e bine nici să iei flori din cimitir și mai multe chestii. Păi și eu ce fac? Iau ciulinii. Iasmina, pe mine sânge. Bă, vezi că asta are nervi pe ea. Laure, ți-nte la ea! Pierdut pe mine sânge. Deci pentru că ai pierdut-o, o să te facă în sânge. Păgân? Na, că e și păgân. Nu prea crezi în Dumnezeu, este? Eu? Nu ești prea credincios. Gardianul cimitirului? Unde? Fiecare cimitir se presupune că are cât un gardian, bă. Dar ăla, dacă este, are treabă cu mine, că nu toată lumea mi-acceptă glumele mele și poate unii se simt ofensați. Gardianul ăla, dacă vine, ăla vine după mine. Tu ai treabă cu o femeie. Cica aia e lângă tine, aia a spus minus Laur. Vrea ca să-ți dea minus la viața asta, să te țină lângă ea. Bă, mai de mult am mers cu David. L-am băgat în buzunar și am uitat. Vezi că ai călcat pe mormă, Gogule. Da? Poate cazi în el. Băi, frate, nimic nu știu că zic în el. Tăți-vă la gândi. M-a luat, că nu e bine, că mi-a văzut. Nelu. Fii atent că Nelu e cu ochii pe tine. Ce? Să nebunesc, nu o fi Nelu aici, că acum la modul cel mai serios. Care Nelu? Nicola, micu. Nelu. Care Nelu? Eu știu. Cornel! Să-mi bag picioarele, Cornelia. Cornelia. Mamă, dacă era Cornel, știi că la Cornel prescurtarea e Nelu? Da. Cum e și la Ionel? Că am eu rude la țară, Cornel, și de zice Nel. Gata, mă, frate, mă, nu vede. Nu-i fac fișul pe mine, pe aici. The boogeyman is here. Hai că asta ai luat-o, că ți-a tremurat piciorul. Vrei să, tu chiar vrei să apar cu caca la curte? Abur pe picior să nebunesc. Mine? Da. Da, mă, uite, îți dădeam și de aproape. E abur pe picior. L-ai scăpat? Da. Am făcut buce, salutare, salutare. Azi ne-am antrenat pe fierii, ca să pot să strâng tare, știi? Ne costumăm de Halloween. Tina, mulțumesc. Ne costumăm de Halloween și facem live. Da, mă, fac live și de Halloween. Și chiar costumat vreau să-l fac. Sper, dacă vine cineva după mine, măcar sper să-l bag în sperieți. V-am spus că l-am costumat și pe Jack.
Nici Jack nu mai vrea să se arate la modul cel mai serios. Jack și-a schimbat aspectul, o să-l revedeți pe live de Halloween, dar nu mai arată așa cum îl știați voi. A zis că e rușine, că l-am făcut de râs, că hau că bau, și el vrea ca să-și protejeze identitatea și că e mai bine dacă mai apare cu mine pe live, să apară sub un alt aspect, să nu mai recunoască și pe prietenii lui, vrea să fie că râd de el. Către ceilalți. Da, 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 da. Ca el. Mai stai până la 00, dar mai stau și după 00, să continue acțiunea. Hai să găsim alt loc unde să punem. Hai bă, rempod unde e? Păi așa cum nu mai vedeam în mână. Noi am pus mască de la Jumbo Lidia. Ai găsit pisica? Ai găsit pisica? A, te întreabă cineva. Poți să mă simți jalnic. Ăla e jalnic care a întrebat ce credeți că găsiți. Da, e jalnic. E jalnic că nu înțelege ce cauți. Vasile, îți dau bloc dacă nu termin cu prostul de acolo. Pă el, Laure, pă el. Mușcă. Mușcă-i. Dacă am hater pe aici prin chat, vă rog frumos, mergeți la Laur. Salut, salut, user 023017369915. Bă, Dragoș. Dragoș, a venit și Dragoș cu noi, să nebunesc. În continuare rog orice spirit care se află în acest loc, lăsând toată gluma deoparte, îmi cer scuze dacă am fost nerespectos, dar te rog sau vă rog, dacă sunteți aici, să dați câteva semne. Bă, ești prost! Că a mișcat ceva aici. Bă, Vere! Laure, vină cu acest, să filme și eu lobanul ăsta, să mor eu. Ia, am zis că nu scaieți, bă, gamea și gura lor scaie. Ce șoloban, nu? Bă, când am zis că dacă e ceva în jurul nostru aici să dea semn, să mor eu dacă nu e șobolan. Arunca o privire. Arunc, arunc. E șobolan aici, că am zis șoloban și m-am prostit. Salut, salut, Daniel, salut. A mișcat ceva aici. Ioana Neagu, bună seara. Voi sunteți pa? Puțin așa. Scoate una din mormânt. Bă, hai mă naiba din boscheți ăștia afară, că mai multe, uite, sunt lumânări aprinse pe acolo. Hai să ieșim la alee și să mergem în partea din spate. Ce a zis? Apă, tată. Hai? Nu, vreau să văd ce a zis. Șebi, șebi. Apă, aruncă o privire, apă. Hai să mergem la drum acolo, că m-am săturat de... O mănâncă picioarele rău, de tot fac reacție alergică de asta. Daniel, vă salută, David, pe toți care sunteți la mine în chat. Daniel e de-al meu, ești și moderator. Domnul Daniel? Da. Nu ți-a scris te salută rovinele? Ba da, ba da, te salută rovinele. Așa îmi scrie și mie de la primul live. Da, bun, bun. Înseamnă că suntem bine. Păi da, s-a întrerupt lumina. Salutări de la Oradea, salutări. Elena, mulțumesc. Primul cadou. Ce era în stânga? Mașină. Acolo sunt e drum și trec mașini. Bucuveaua. Te aud. Te aud. Poți face în așa fel încât să te aud și eu pe tine? Man. Vă dați seama cum o mănâncă picioarele? Man. Man. Samba. Carmen, mulțumesc. Uf.
obicei live-urile mele nu sunt de genul ăsta, dar... Andia, pe Discord de condiția să aibă peste 18 ani, pentru că nu pot ca să supraveghez tot timpul chat-ul de acolo și nici pe moderator nu-i pot forța să fie prezent 24 din 24, nu știu ce se vorbește în permanență, adică nu sunt la curent cu tot ce vorbește toată lumea, pentru că acolo s-au legat foarte multe prietenii, vorbesc ei între ei. Și nu aș vrea ca să expun copiii la un limbaj mai, na, eu știu, poate cu tentă. Nu sunt sigur cum. Și așa mai departe. Glumele adulților între ei. Că cine își permite poate să vorbească. Pe Discord avem chat off topic și dacă cineva intră în discuție la chat off topic și la glume, își asumă, exact cum spune descrierea chatului. Dar aici pe TikTok... Îți trebuie niște ghete și pantaloni tactici, bro, știu, Tavi. O să luăm acum pentru iarnă ceva mai frumos. Mamă, când am crezut că am văzut și eu ceva. Vedeți cum se spune? Ia, mai dă-și tu așa de la stânga la dreapta, Laure. Se mișca frumos, uite, pe cruce, lanterna ta. Am crezut că e ceva acolo în față, da? Cum mă uitam eu de aici. Ai creat o familie frumoasă. Atât bau, aici pe... Bau. Bau, din nou, du-te, bă! Înseamnă că în seara asta avem parte de bau. Te-a luat să nebunesc. E pe tine. Ce are cu mine? Bau! O, mă, că de-abit te-am atins. Hai un pic atras, mă ducea și pe mine. Spirit glumeț. Nu, bau e băgat de mine în aplicație. Bau e pentru mine, am mai spus-o de mii de ori. Anaconda e pentru zmeu. Cristinuța, mulțumesc. Mulțumesc la toată lumea. O să auzi. E și pentru tine, ești pune și tu în aplicație. Te-am băgat și pe tine în seara asta, e și pentru tine. Da? Da. Minus lui ăla? Nu, să nebunesc. Minus lui ăla ți l-a dat ea, mi l-a mai zis o singură dată înainte. Sau de două ori. Salut. Sper să zică. O să simți când e pentru tine. Da. Și dacă vorbește serios. Să-mi spui primul tău instinct. Să fugi acasă. Bună seara, David. Salut, Nicușor, salut. Nelu, băi, uite, lupul Nelu Nicușor l-a strigat aplicația să nebunesc. În dreapta ta. În dreapta ta. Bă, du-te, bă, și fură-le mireasa alora, sparge-le cheful, că mă scoate din starea de nervi. Mă scoate așa din starea asta. Starea de calm și te bagă într-o stare de nervi. Nu, mă scoate din starea asta cu straniu, horror, creepy. Că nu-mi dă voie, uite, îmi vine să-mi ia picioarele razna. Oh! Da, da. Șalalalalalalala. Ia uși ce cântă aia. Zotoare, tanti! S-aude iar muzica, da... Se aude muzica ca la Balamuc. Hai să ne îndepărtăm, că prea pe veselie în partea asta, noi căutăm altceva. Noi nu căutăm așa gen de veselie. Ia uși ce-i dă, hop! Și-a de una, și-a de două, și-a de trei să-i dăm bătăi! Hei, hei! Eu zic că fantomele sunt și ele la nuntă. Nu știu, mă, Gabi, vezi că în seara asta, acum la modul cel mai serios, puțin activitate a fost. Începând de la pisica, virgulă, care s-a arătat de trei ori și niciodată nu m-a lăsat să-i filmez ochii, să vă arăt și vouă, până la momentul acela cu amândouă aparatele și cu MF-ul și cu REM-pod-ul funcționând în sincron și detectând ceva acolo. Dar a fost scurt, scurticel, cam scurticel. Eu aș fi vrut, adică vreau un moment în care dăm toate aparatele. Mihaela. Vreau un moment în care dăm toate aparatele să... Să pot să pun niște întrebări și să zic, acolo da.
ușor, ușor să nebunesc acum când chiar o veni lângă tine și te ia de craș, crezi că sunt eu. Și să vezi ce fug. Și să vezi ce fug, tati! Ia uite-mă ăla care a zis că fug încet, bă, gama aș gura ta. Că dacă îi dau viteză, îi dau și viteză. Poate pierd ceva pentru ăla, că mi-a zis că fug încet, că făceam alergare ușoară. Cred că o cheamă pe Mireasă. Mormânt nou, nu. Ba da, aici e. Hop. Deci e dat 10-a 2023. Medalion. Laure! Hai, curăm podul! Loredana, Luca s-a abonat pentru luna a doua, cred. Mulțumesc. Sus piciorul, haideți la sârbă. Chiar și așa. Ia bagă Laure rempodul aici. Stai că sper că n-am pierdut cadouul. Nu l-am pierdut. Medalion și inelul. Avem acolo mormânt recent. 10-a 10-a. E și la margine de drum. Ia bagă Laure exact aici. Exact, nu știu, exact în spatele mormântului ăla. Vezi care și țăruși dintre ei amfibs, frate. Vezi? Da. Dar în alee, că n-avem treabă cu mormântul. Dacă reacționează la ceva, e 10-a 10-a am mormântat. Dacă spiritul este încă aici, reacționează. Scoate antena, lasă-l jos și apasă pe toate alea. Ia stai că nu e bine, s-a mișcat antena, lasă-l la mine. Nu s-a, are 4 zile, da. Prudență. Prudență. Stai să, să văd și numele. Băi, dar de ce e numele trecut invers? Amo? Da, nu știu ce este, dar e ceva negru ce înconjoară tot mormântul. Ce stă astea, mă, fraților? Spuneți-mi, vă rog, de ce s-a făcut chestia asta aici? Astea, chestiile astea negre puse din jur, de jur împrejur la mormânt. Și crucea e întoarsă. Adică ceilalți au numele pe cruce. Nelu, mulțumesc. Micușor. Doliu, delimitare. Ce delimitare, mă, că nu e, nu e în regulă. Ia, aici n-are nume. Ăștia din față au numele în coa. Ia uite. Ceilalți de aici au numele. Crucea, scrisul invers pe cruce. Ia uite, aici este scrisul. Mergi mai departe. Pe partea asta. Vedeți? Scris pe cruce. Nu e scris pe cruce, crucea întoarsă. Și țărușii ăștia pe aici și chestiile astea negre. Eu n-am mai văzut. Delimitare, delimitare, oricum e mai ridicat. Dar care e faza cu chestiile astea care înconjoară mormântul? Ia uite, cărbun sunt ăștia, mă? Cărbun, da. Sunteți în Oltenia, da. Băi, ești nebun? Blondiș, ce faci? Curchiș, blondiș. Nelu, mulțumesc mult de tot, cred că e spânzurat. Vai, bă! Uite că zice lumea, cred că e spânzurat. Dar e femeie, mă, că se termină cu A, ești nebun? Mamă, și cred că e și tânără. Ba nu, născut întâi a 5-a 62, 10-a 10-a 2023. Nu e chiar atât de tânără. Este o femeie. Cred că e spânzurat, este o femeie. Nu îi place. Nu-ți place că am venit la mormânt? Spune-mi dacă vrei să plec. Bă, frate, la noi la țigan se spune că dacă se pun alea la mort, înseamnă că a fost strigoi fixat. Nu cred. Cred că se tem ca să nu se facă strigoi. Dar mare parte cred că este posibil să fie vorba de o spânzurare aici sau ceva. Repet, este crucea întoarsă față de celelalte. Pe partea din față nu scrie nimic. Uite, pe toate. Toate au nume. Toate sunt cu fața acolo.
Vezi? Toate sunt cu fața așa. Din partea asta. Deci toate sunt cu fața în coa. Au greșit groparii. Bă, lasă-o încolo de treabă. Și asta e întoarsă invers. Și pe partea nu scrie nimic. Pot să spun numele. Felicia, ești aici lângă noi? Stai să vedem și pe ăsta la altul. L-am întâlnit. Se zice că la cei care s-au sinusit se face afumarea cu corbun, se pune în jur. Da, păi asta s-a întâmplat aici, uite. Sunt de jur împrejur. Stai ca să sting și să aprind din nou lanterna, că s-a dus asta. Deci de jur împrejur sunt cărbuni. Care erau tineri să umble. Păi da, este destul de... Na, avea... Cât vine, mă? 61 de ani. Din 62. Da, 61 de ani. Mi-a spus. Nu era nici... Și un nume foarte... Pentru... Cum să spun? Pentru vârsta e 62 de ani. Felicia mi se pare un nume destul de modern. Felicia, dacă ești încă în acest loc, te rog să încerci să influențezi aparatele alea. Nu intra în cer. Păi nu, în niciun caz nu intru, pentru că e vorba de mormânt și nu vreau ca să stric ceva. Adică... Na. Felicia nu vrea ca să interacționeze cu noi. Afară. 12 noaptea. Crucea pusă invers cu motiv întemeiat. Clar, crucea pusă invers cu motiv întemeiat. Aia zic și eu, Ana. Nu știu care e faza. Dar bă, că e singura cruce întoarsă din... N-am mai găsit niciunul. Ia să mă mai găsesc vreo una pe aici, pe la, la principală întoarsă. Toate sunt cu nume. Nume, nume. Uite asta. La unele scrie și pe o parte și pe alta. Uite, aici scrie și pe partea asta. Dar și pe partea asta. Dar la aia nu scrie pe cealaltă parte deloc. Dumnezeu să o odihnească. Nu știu ce s-a întâmplat. Uite. Buzul e o muscă acolo, e curată lacrimă. E îngropată azi sau ieri, că 3 zile se ține mortul în casă. Băi, la noi, în Oltenia, la 2 zile se ține. Acum, cine știe? În continuare așteptăm o mișcare acolo. Băi, ai zis de pom ceva, Laure? Să mergem la pomul ăla. Hai că intrăm, că văd că nu sunt ciulini dintre ea. Nu sunt, da? Nu, că s-au scuturat. Hai să mergem, că pierdem, ardem gazul de pomană, se consumă ăstea degeaba. Da, mai. Ia, da. N-am ce să fac de-a putea. Stinge-l pe ăla. Da. Și-l ia pe ăsta. Și să-i dăm un net. Înseamnă că e din Republica Moldova. Iana. Se pune în picioare. Iar scris invers. Bălanelul. Poate. Chiar nu știu. Nu, mi s-a părut ciudat doar faptul că era întors. Crucea, nu s-a întâmplat nimic aici. Persoana decedată destul de tânără. 62 de ani. Băi, ce mă spart ăștia cu muzica lor și cu nunta lor. Băi, du-te mă și furăși o sticlă de ceva, barem. Pă, măcar să... Să fim și noi morți. Întoarce-te. Întoarce-te. Fii atent că ne cheamă și acolo ca să... Ne cheamă înapoi. Ne cheamă înapoi înspre nuntă. Ia auzi. Hop!
Da. Mai bine printre morți decât la nuntă. Bă, adevărul e că câteva sute acolo meniu stau bine în buzunar. Ăștia măcar ne primești și săraci și cu buzunarele goale. La nuntă nu eram primiți fără bani. Păi duc-ți-vă acasă. Ionela, nu mă duc. Nu ne duc-ți-vă acasă, că stăm pe aici, uite. Mai stăm, stăm cu minți, nu facem nimic. Ce ai cu noi, Ionela? Ne trimite acasă, mă. Vino tu în coaza, că ești vechi. Stau. Ia-o, stau. Ete, stau. Nu facem nimic. Dar ce am făcut, șef? Uite, stăm. Cum stăm? Uite așa. Ete, așa stau, na. Ete, așa, ete, așa, picior peste picior, ete, stau. Uite, ești tu la nuntă. Aici și aplicația stau, ete, așa stăm. Mai stați, nu vă luați după ea? Păi cine s-a luat după ea? Mai stau. Mai stau că s-a întâmplat ceva în seara asta, dar nu atât de multe cât mi-aș dori eu. Sper să continue. Este ora 12 noaptea și în continuare rog orice spirit care s-ar putea afla în acest loc, dacă vrei să interacționezi cu noi, să o faci. Îmi cer scuze dacă ți s-a părut sau dacă vi s-a părut că am arătat vreo lipsă de respect până acum. Mă jur pe ce vreți voi că nu e nicio lipsă de respect la adresa voastră, a celor morți în acest loc. Pur și simplu sunt eu bătut în cap de la mama natură. Nu pot să stau prea mult timp serios. Muzica vă cântă, nicio grijă, adevărat. Trebuie să mă duc să iau un gât de apă. Să umplem casa. Eu. Să curgă rachiu de prună. Umplem cazanele. Ia-uzi, bă! Numai unul singurel. S-au căcat ăștia cu nunta lor în tot ăsta, în tot live-ul meu. Să nebunesc dacă nu cu ochii aia și cu toate astea mă luaseră fiorii atunci. Când a dat în ambele aparate, iar la fel. Păi ce noi, bă, când vine să joci? Ești nebun? Că pe bune vine să joc aici. Bă, muzica mai încet, că deranjați oamenii ăștia aici, bă! Sună la poliție, să spune că nu ne putem odihni? Din Machia, da, te salută un prieten de-al meu de la București, te urmărește de multe. Îl salut și eu. Bă, sună la poliție să spune că nu ne putem odihni, liniștiți. Așa ar trebui. Dar ce e praful ăsta pe aici? Spune, domne, suntem și noi de la... Ce e praful ăsta de sus de aici? Da, îl văd, este de pe câmp. Spune că suntem și noi de aici, din satul ăsta. Nu, frate, cum vedeți un cimitir, întrebați de cine ăsta. Dacă mă mai supără ăștia cu nunta lor, mult serios, spun că sunt de aici, că scrie că sunt la intrarea în sat, nu știu, scrie pe o pancardă acolo, cum se cheamă satul. Uite copacul, vezi? Aha, acolo mergem, la copac. Și spun că nu mă pot odihni. Și dacă mă pune să dau adresa, spun că sunt lângă cimitir, sunt unii cu nunta. Da, de la Vila Rece. Nu le face nimic, au voie. Băi, oameni buni, era o glumă, mă. Doamne ferește. Normal că au voie. Se petrec oamenii, că așa e viața. Unii sunt îndurerați, alții se petrec. Eu glumesc. Chiar credeați că sunt la poliție să spun că nu mă pot odihni în cimitir de nunta oamenilor. Le urez casă de piatră și toate cele bune nuntașilor, mirilor. O viață avem și o gaură în fund. Cine credea, cine a pus botul că sun eu la poliție pentru oamenii ăia, nu mă cunoaște. Eu am vecini care merită să le sun la poliție în fiecare zi și n-am sunat niciodată. Că câte unii chiar exagerează. Toată lumea se mai petrece, dar... Prăjim un cartof. Facem pe grătar și doi mici, cântă muzica 5 ore, dormim în casă, muzica cântă.
Cam așa cu vecinii mei. Și tot nu le-am făcut reclamații. Închipuiți-vă că la mine de multe ori, când ajungeam acasă după live-uri la 2-3 dimineața și trebuia să dorm poate 2-3 ore, nu puteam de muzica vecinilor și tot nu le-am sunat. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat de nu mă mai vrei? Nu știu cum se vede în ochii tăi. Nu mai știu melodia, bă. Era Laura Vas. Mamă, ce copil eram, ce mic eram. Când era melodia asta în forță. Laura Vas și Copilul de Aur. Ce duet. Laura Vas nu mai are nici numele, că a dat-o bursuc în judecat. Hai, Laure, hai, tati, hai! Hai să mai prindem unul. Cine e inima mea? Cine e dragostea mea? Spune-mi ce te-a făcut să pleci din viața mea. Da, da, hai. Mai minții de când te știu și mi-am dat seama prea târziu. Hai, du-te la ea de tot, că nu te mai suport. Bă, m-au zăpăcit ăștia cu meciurile. În ce comună ești? Mă întreb ce stat fac de râs? Nu știu, tati, sincer să fiu, chiar nu știu cum se cheamă. Și dacă aș ști, n-aș spune. La urmă a adus aici. El a găsit astea trei cimitire în care am fost ultimele trei live-uri. Că a promis că... Piatră de mormânt. A promis că pentru... Sâmbătă, când merge cu mine, se interesează el de locații. Că am, bă, nu știu în ce locații să mergem. Nu-i problemă că mă uit eu pe zi. Unde pare mai fioros, unde simt eu așa că mi-ar fi frică să intru seara și n-aș intra singur, te iau pe tine cu mine să mergem acolo. Și așa am făcut. Hai că mergem la copacul ăla, încercăm să vedem dacă mișcă acolo. Hai, bă! Bă, te las aici! Nu! Hai la copac! Hai la copac! Că ai rempo... Ia auzi la el. Hai, bine! Stai acolo! Și că mi-e frică fără el. Vedeți oameni buni. Ajutor! Ajutor? Da, sunt dispus să-ți ofer tot ajutorul de care ai nevoie atâta timp cât interacționezi cu mine și îmi spui ce ar trebui să fac. Ia uzi la ăla ce se alintă, bă, că mi-e frică să merg fără el. Ioan, mulțumesc! Este la Bilga, dar nu vrea să spune da, chiar și așa. Repede tu te-ai găsit să dai locație. Uite, m-a văzut la... Finalizarea. Vrei să termin live-ul aici? A văzut el boscheți. Bună seara tuturor. Salut, Adi. Gheorghe Alin, salut! Băi, îmi cer scuze dacă m-a salutat unii dintre voi și nu am văzut comentariile. Eu țin telefonul la nivelul pieptului ca să pot să urmăresc ce se întâmplă în jurul meu. Chiar nu mă uit. Am ratat, cred că, o grămadă de cadouri. O grămadă de persoane care au avut poate întrebări sau au zis ceva interesant. Chiar îmi cer scuze, nu m-am uitat, cred că, nici la fixări deloc în seara asta. Dar o să mă uit... O să mă uit acum, uite, sub nuc. La umbra nucului bătrân. Stăm și încercăm să punem rempodul când a venit Laur cu el. Și acum citesc și comentariile fixate și tot. Uite, avem și mormânt, cred, aici. Lasă-mi fata în pace, că e singura hateriță pe care o adorăm. Da! Iasmina m-a dat de gol cu Dâlga. Hai, mai venit? Laur, mi-e frică, bă! Help! Ai ajuns și la copacul ăsta? Am ajuns, tati, aici trebuie să se întâmple ororile. Nu intra! Na, că pe tine zice să nu vii. Păi zea că te-a luat să nebunesc. Cum să nu se ia? Hai, dă-i cu el aici, exact sub pom. Exact sub copac, da? Bagă-l pe acolo, prin față, pe undeva, uite, la frunza aia care dă din cap la tine. La frunza asta? Aia.
Didimache, nu e problemă, David, asta cu salutul, dar te salut și tot respectul pentru ceea ce faci. Te salut și vă salut pe toți. Păi, îmi cer scuze pentru că așa e de bun simț. Dacă știu că sunt vinovat de ceva, că respectul, eu am spus, răspund asta și salut pe, pe toți pe care îi văd că încearcă să mă salute. Că sunt persoane pe care nu le observ, îmi cer mii de scuze. Stai, mă, că s-a zăpăcit ăsta. Stai să strângem puțin antena, că iar a făcut joc acolo. Stai, mă, vedem ce se întâmplă aici. E ceva lângă el sau nu? Oh! Hâst, cea, fâr, 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 din diseară și te fur. Mamă, ce i-a dat-o. Acolo? Cred că da. Aplicația nu mai zice nimic. Marș, mă! Bă, ești nebun, du-te încolo. Bă, cum a plecat asta de aici? Bă, tu ai văzut cum s-a dat asta de aici singură? Nu, ai prins-o? Nu cred. Afară. S-a văzut pe filmare, oameni buni. Băi, s-a văzut când a plecat asta de aici? Repet. Ia uite, uite. Băi, ești nebun. Băi, și e frunză ruptă. E toată creanga, na. Că e o creangă întreagă. Nici măcar nu e spre mine. Să zici că puteam să o mișc cu piciorul. Că piciorul meu e aici. Și dacă dau din picior, nu se mișcă. Tare. Înseamnă că Rempodu chiar a detectat ceva. Ba, s-a văzut. Oamenii zic că s-a văzut. O să vedem și pe... Nu e la mine pe live, nu s-a văzut, că eu nu mă uitam. O să vedem și pe YouTube. Încerc să mă îndepărtez de astea. Câți? Dacă este vreun spirit în acest loc, te rog să încerci să influențezi aparatele alea, să încerci să le atingi și dacă poți să-l mănânci pe ăsta. Intră cu Laur să vedem ce face și el. Păi eu știu ce face el. Ce faci, mă, acolo? Filmezi? Se face ecranul prea mic. Stai să vedem, să-l caut, invitați. Stai să văd cum fac. Dă-mi, bă, dintr-aia dacă știi să-mi dai. Pentru 10, ca meciul, cum ar fi să jucăm, dar nu jucăm, să se vadă din două unghiuri, să se vadă ambele live-uri. Da. Poate, poate. Așa. Eu v-am zis că amețiți dacă stăm așa, că mă luase pe mine amețala, acum am uitat la comentarii. Am aprins lumânare, așa cum a zis aplicația, iar acum vă rog, dacă voi mi-aș ceru chestia asta, să faceți și voi ceva pentru noi, pentru mine, și să încercați să atingeți aparatele alea de acolo, ca să ne putem da seama că sunteți aici cu noi. Mulțumim. N-aveți pentru ce. Este imposibil. De ce? De ce este imposibil? N-am, că nu mai pot. Alexandru Soni, mulțumesc pentru urmărire. N-am, mă, că, bă, am pus un cufor. Da. Nu, nu, fii atent, a început să dea la modul căldură, bă. Cum îți explici chestia asta, că acum Rempodu acolo a detectat că a crescut temperatura, uite. S-a furat mireasa, ceva de genul. Mulțumesc dacă ăsta este un răspuns. Ia uite. Cam fiecare sâmbătă. A fost de la o mașină. Nu v-ați obișnuit nici acum, ce se aude câinii orle. Se aud mașini, nu urlă câini. Muzica s-a dat mai încet la nuntă. Să interpretez ca un răspuns chiar dacă... Jocuri. Să interpretez ca un răspuns chiar dacă aplicația mi-a zis că este imposibil ca să dea în aparat. Că nu știu ce să zic, dar vedeți că am zis că v-am aprins o lumânare, acum încercați și voi să
Lumânare Karma. Este imposibil jocuri. Vedeți că acum a început ca să pâlpâne asta. Oameni buni, mai stăm 10 minute. Am zis că dacă se întâmplă ceva stau până la 3, dar după cum puteți vedea, nu se mai întâmplă mare chestie. Nu știu ce aș mai putea ca să fac. În afara faptului că REM-podul detectează că a crescut temperatura, îți mulțumesc în cazul în care acesta este un răspuns, dar acum te rog să aprinzi oricare dintre acele becuri pentru a face chestia asta. Trebuie să încerci să atingi aparatele respective. Sau să încercați să le atingeți dacă sunteți mai mulți. Mai am și o rugăminte la voi în astea 9 minute cât mai stăm live. Dacă putem să facem acolo 2 milioane, v-aș fi extrem de recunoscător. 2 milioane de aprecieri. Bagă camera termo. E băgată deja. Stai să-i dăm de aici. Încercăm și aplicația Spirit Talker după aia, pentru că tot am plătit-o, cei mai proști, 20 de lei cheltuiți în viața mea. Am înțeles, aura, și de partea lui sunt eu. Ia uite-mă, fantoma. L-am prins, să nebunesc. L-am prins. E viu, bă. Vezi că e mai viu ăsta, crucea asta ca tine. La mine? E mai vie crucea aia ca tine, să nebunesc. Adică? Lumină mai cu galben, așa, mai cu... Parcă își face din adins buzele cu roșu închis. Eu cum sunt? E și tu roșu, dar nu prea. Sunt galben, așa? Da. A? Sunt palid. Păi ce nebun e ăsta, mă, să mă... E palid. Ce că sunt palid? Ești paliu? Nu... Paliu, așa? Da, da. Ce că sunt palid. Mai mult spre verde. Crucea, Craivița nouă, nu pot să fac treaba asta, dacă vrei. Așteptăm să vedem live-ul tău când faci treaba asta. Ce mai are te-ai găsit? Ia uite, băi, eu sunt mai viu ca tine. Fii atent ce picior am aici, ce 45 puternic dezvoltat. Oh, yeah! Ei, mulțumim, David, pentru... Ai putea să vii să bem un coniac? Bro, nu prea... Le am cu alcoolul. Dar la o cafea, la o asta, dacă ajung în zona ta, cu mare drag, Vlad, că știu că ești de mult cu mine. Ioan, mulțumesc. Ia uite, bă, ce spune lumea, că e strigoi, Laur. Bă, tu de-aia vii cu... Dacă eu stau să mă gândesc... M-am văzut vreodată ziua? Dacă stau să mă gândesc eu cu ăsta, m-am întâlnit numai noaptea. De atunci, din prima seară cu Maca, când l-a strâns ăla de mână de a negri mâna, ziceai că sunt împreună atunci, nu prieteni. Așa se țineau, dar ce strâns erau. A? Mă ținea la vere. De ce spui că ne țineam? N-ai văzut cum mă trăgea după el? Bă, vă țineați de mână, lasă-o încolo. Când a zis mușcătură, cum faci? Mușcătură? Nu, zgârietură. Cum făcea ăla Maca? Zgârietură! Pleacă, mă, de aici. El nu știa, credea că zgârietură e nume. Sărise pe tine acolo. Dar numai noapte l-am întâlnit pe Laur. Și când îl iau ca să plecăm la live, numai pentru Neric îl iau. Numai cu mine nu a vrut să iasă. Cine a zis? Daniel. Mi-a zis că n-am vrut să ies. Nu e adevărat, Daniel. Mă văd și cu tine. Dacă vrei tu, acum, în seara asta, când mă întorc în oraș, bem un suc. Dar dacă n-am avut timp, ziua mai am și alte treburi, na, de multe ori, numai seara, v-am spus, în locații, spre exemplu, merg seara să le văd. Ăsta, Golanu, s-a dus pe zi și a inspectat terenul în câteva cimitire și a mers după aceea cu el. Dar eu toate locațiile în care am fost, le-am văzut pe întuneric prima dată. Adică am ajuns atunci la ele. 2 milioane de aprecieri, vă mulțumesc mult de tot. Hai să dăm drumul la tap-tapul, prima din Dumnezeu. Ia, auză-l. 60 de K? 60 de K arată. 2 milioane, mulțumesc mult de tot pentru cele 2 milioane de aprecieri. Băi, aici nu se mai întâmplă mare chestie. Mai stăm. Ioan, mulțumesc, tati, mulțumesc din suflet pentru tot. Respect. Și nu numai ție. Ia auzi, mă, respect. Respect tuturor celor care au fost prezenți în seara asta pe live, indiferent de forma de susținere pe care au arătat-o. Respect și celor care au contribuit aici la clasament, respect și celor care au contribuit aici la cele 2 milioane de aprecieri. Și respect și celor care au stat doar să vadă ce fac. Pentru că sunt câte unii care
Trebuie să dea raport în alte părți, niște cățeluși care stau live de live cu mine. Am mai făcut eu pentru ei un clip și am spus că dacă nu mă suporți de aici la curent cu tot ce fac, înseamnă că ești fan. Ana, mulțumesc. M-am simțit și eu fan acum. Te-ai simțit fan? M-am simțit fan. Te-ai simțit fan? Păi de ce mă nu mă suporți? Fan, mă, fan. Am simțit fan eu. Păi nu înțelegi, clipul era pentru hater. Era pentru hater, dar eu m-am simțit fan atunci, contra haterilor. A, am înțeles, mersi frumos. Hai să o luăm spre mașină. Scuze că n-am fost până acum, Ana, din păcate ai venit exact la final. Am avut ceva acțiune? Mai tare. Mai tare, da, ia, ține-l tu. Așa. Am avut ceva acțiune în seara asta. Pisica, virgulă, care nu a mai apărut. Decât, băi, cum ar fi, mă, să ne aștepte mâța acum la masă? Mamă, poate-mă, Ana. Ana, cur prin vene râuri ape, izvoarele s-o secate, Ana. Mersi frumos. Moș, mă, că am mai cârâit ceva să ne... Dar de ce le mai dai? Că ies. Apreciez și mulțumesc. Dacă vrei ca să revezi live-ul din seara asta, o să fie postat mâine pe YouTube. Ia uzi, mă, m-a făcut nebun să nebune. Cine? Aplicația, când am început să cânt, m-a făcut nebun. I-am dedicat o melodie Anei. Că deși a intrat târziu și a spus că o să ies din live, a oferit acolo niște puncte ca să mă susțină și tot respectul pentru chestia asta. Accident vascular cerebral. Da, e ziua băiatului meu, Vitrec. Să trăiască, să fie sănătos. Bă, cum e viața asta, frate? Să-mi bag picioarele dacă nu mă... Nu știu cum să zic. Mă întristează, mă intrigă. Și așa mai departe. Acolo este nuntă. Lumea se veselește. Deci în partea aia au cântat muzica toată seara. Lumea se veselește. Aici e cimitir. Acolo a murit o persoană recent. A fost îngropată probabil azi sau ieri. Alții sărbătoresc ziua de naștere, alții au murit astăzi. Cum v-am spus, George, care are un deces în familie și mai transmit încă o dată că sunt lângă el. Cum și el m-a apărat și m-a susținut de fiecare dată, că ați văzut de câte ori am insistat și de câte ori l-a rugat să nu mai intervină, să-i muște pe toți, să mă apere. Totuși a făcut-o de fiecare dată și... Vreau să-i mai transmit încă o dată, cu ocazia asta, sincere condoleanțe și să știe că sunt acolo pentru el. Hai la mașină să vedem dacă mai mâță acolo. Plictisit. Plictisit. S-au plictisit fantomii. Da. Ne-au dat cu șutul în fund. Asta a fost cu marș direct. Da. Jur. Asta a fost pe genul, mai plecați, mă, acasă, că m-ați plictisit destul. Da. Nu vrei să mai stai puțin? Aș mai sta și mai mult. Nu mai puțin. Aș sta și mai mult. Problema este că nu se întâmplă nimic. V-am spus, eu încerc să trag de live. De ce să vă plictisesc? Suntem 1800 de persoane și din respect pentru voi, aleg să-l închei aici. Că eu aș putea... A, uite, Ana a venit, cadourile merg în continuare. Pot să strâng și cadouri, pot să strâng și puncte, pot să încerc să lungesc așa la infinit. Dar pe mine mă interesează mai mult contentul. Ia vezi, mă, că s-a făcut o umbră de la lanterna ta. Am crezut că am văzut ceva acolo, să nebunesc. Da. A reflectat pe o cruce dintre aia de marmură neagră. Uite, mă, toată lumea zice să mai stăm. Păi și ce vreți să facem, fraților? Că dacă voi vreți, eu mai stau. Dar nu mai știu ce să mai zic. Chiar nu mai am idei. Ce să mai fac? Mai stai, mai stai, mai stai. Tot ce tu zice să mai stau. Dar asta, lanterna asta zice să nu mai stau. Hai că stăm lângă mașină, cât mai ține bateria la asta. Cât mai ține bateria la asta de mână, mai stăm pe aici. Vedeți, mai avem o linie care e aprinsă. Bagă-l, mă, aici, măcar lângă noi, în fața noastră, nu știu. Hai la spumi.
Stai să mergem tot lângă pom, că toate ce se întâmplă, se întâmplă lângă pom. Nu, nu ieșim așa. I-a dat ăsta drumul la rempul de acolo. Ia uite-l! Ia uite-l, mă! Mai tare! Ana, mulțumesc! Uite-l la rempul de-asta, am prins-o puțin. Poți să dai mai tare în el? Marș, mă, că a fost mai tare acum. Vezi că s-a dus și galben, ia uite și galbenul. Op! Mai tare, vreau să te apropii mai mult. Dacă vrei să mai rămân aici cu tine, apropie-te mai mult. Încearcă să-l atingi până la ultimul, până la ultimul bec. Vor să comunice cu Laur. Bă, dacă ăsta nu-i întreabă, ăsta, i-am zis, bă, dacă îți place și tot faci live, vorbește, bă, acolo. Dar eu numai că mă blochez când am interacțiunea asta, e singurul. Deci nu vreau să vă mint, chiar mă blochez. Monica, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor. Eu am zis, vorbește, mă, și tu, mai zici și tu ceva. Așa este. La urcă, nu, dăm follow. Imediat. Iartă-mă, David, nu-mi pot permite în fiecare seară, însă eu știu că tu înțelegi. Ana, stai liniștită. Că am spus chestia asta de mii de ori. Eu îmi dau seama că am văzut și eu că sunt aceleași persoane care mă susțin seară de seară. Deci și e logic că dacă fac live o săptămână la rând în fiecare seară... Stai că a început ăsta ca să vorbească cu fantomele. Cât m-a rugat de el să vorbească acum când explicam și eu ceva. Vorbește și el, mâncaia și gura lui. Marș. Da, m-am apucat să zic că îmi dau seama că nu poate... toată lumea ca să ofere seară de seară. Am văzut și eu că sunt aceiași care oferă și le mulțumesc. E logic și normal că dacă fac o săptămână la rând, poate astăzi își permit, poate mâine nu își mai permit, dar vreau să știți că nu sunteți obligați de câte ori intrați aici la mine, indiferent de levelul pe care îl aveți în echipă, să mă susțineți cu cadouri. Puteți să mă susțineți și prin aprecierile alea? I-auzi? Mi-a zis nu. Taci, mă, ca... Început să mută lăul să vorbească, fiți atenți la el acolo. Și s-a blocat. Speri-l puțin. Pune și Spirit Talker, imediat. A vrut și eu să spun o idee și după aia a tăcut. Știu că nu vezi comentariile pentru că sunt prea multe, iar te întreb dacă vei avea Spirit Box la Hoia. Da, aș vrea. Iubești ceea ce faci, mă jur. Nicușor, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Chiar... V-am spus, nu contează forma. Am văzut că tu ai fost una dintre persoanele care a oferit de mai multe ori cadouri mari în timpul live-ului meu. Au fost foarte mulți care m-au susținut cum au putut. Dar, repet, nu trebuie ca să vă simțiți datori de fiecare dată. În funcție de cât vă place live, adică, v-am mai spus. Stai, că au început artificiile. Bă, e destul de departe nunta au avut ăștia. Stai să vă arăt artificiile. Le-au avut ăștia pe boxe. Mai dau și în... Ce au făcut ăștia, mă, Revelionul? Mai dau și în spate. Mai sunt și acolo. De ce nu ții niște unelte... De ce nu ții niște scule profesionale? Păi ce să iau, tati, în afară de Rampod și de Spirit Box? Ce aș putea ca să iau? Acum, eu știu că voi vedeți acolo punctele alea. Nu vreau ca să mă vait, iară, să zică lumea că dau pe lângă ca să vă simțiți. Eu știu că voi vedeți punctele alea în seara aia. Sau în seara asta, dar trebuie să vă mai gândiți că pe lângă punctele primite mai sunt și cheltuieli. Adică punctele pe care eu le primesc seara de seară nu sunt bani care rămân curați. Rămân. Sânge. Sunt bani care rămân în momentul în care vine un cadou mare, cum a fost leu de la Andreea și așa mai departe și cu celelalte mai micuțe, se strâng. Dar... aia nu înseamnă că rămân întregi și să iau aparate acum de mii multe, sincer, nu îmi permit. Adică am spus, în primă fază trebuie vreau să-mi schimb telefonul cu unul mai bun ca să capteze mai bine lumina și totul. Iar după o să-mi investesc într-un GoPro Hero dintre la 12, ca să pot să-l fac pentru YouTube și să filmez
live-ul pe care, reluarea pe care o pun pe YouTube, să am GoPro-ul pe cap, cu, împreună cu lanterna de cap, și să fie la o altă calitate imaginea față de ceea ce transmit eu acum prin telefon. A zis unul ceva de mama. Ce ai cu mama, că e femeie bătrână, flășcăițar în gură. Bă, ăsta care te-a luat de mămica. Eu nu sunt hater dintre ăla, dar să te văd aici, mă, căutatea și cu spirit box-ul, să te caut. Este ceea ce vreau. Ia uzi, și aplicația vrea să te vadă aici, lângă ea. Ia uzi, cântați-ar cu cuveaua să-ți cânte, băi! Tot ăsta care te-a luat de mămica. Au început să cadă chestii. Ne punem aici. Nu zice nimeni de nimic de bani, dar zic, de ce îmi ții un Night Vision ca lumea? Roman, uite, ăsta a fost făcut cadou de Andreea. Și are Night Vision. Dar nu poți să transmiți prin el. Adică o cameră cu night vision m-ar ajuta numai pentru YouTube, strict pentru YouTube. Ana, mulțumesc. Dacă cineva crede că poți să transmiți pe TikTok, uite, pot să folosesc camera asta care a fost 400 de euro și putem să o dăm pe modul night vision, spre exemplu. Stai, care? Ăsta. Stingem tot. Ia, poftim. Mod night vision. Și ea se vede mult mai clar decât vedeți voi. Dar nu poți să transmiți prin ea. Maria, mulțumesc. Eu acum văd clar, clar. Nu știu, nu-mi dau seama cum vedeți voi. Dar e pe night vision. Singura problemă este că TikTok-ul pentru live de pe telefon nu o să te lase să accesezi altă cameră. Cât ar fi ea de performantă, cât ar fi ea de șmecheră și așa mai departe, poți să faci live doar prin camera telefonului și atât. Stați că am zis că pune și aplicația cealaltă. Spirit Talker. Loading. Abla viața mea, porque no me contesta. Eu nu ies afară la ora asta. Nici chiar așa. V-am mai spus de nenumărate ori, fie că vrem, fie că nu vrem, există sfera asta, latura asta a paranormalului. Trebuie să fii cel puțin încuiat, să crezi că nu există extraterestri, că nu există spirite când se întâmplă atâtea în jurul nostru. Eu nu mă refer acum la manevre și așa mai departe, ce vedem noi în clipurile alea, că se mișcă farfurii și că sunt ele editate și nu știu ce se mai întâmplă. Sunt chestii pe care unii le pățesc, sunt filme, documentare după întâmplări. Vă dau, se mai încarcă mult aplicația asta. Păi știu ce am făcut, mă. Asta merge pe net, nu? Cred că mi-a expirat opțiunea la cartela de Vodafone și n-am net. Zice că se încarcă. Se încarcă până mâine. Se pare că nu putem să o folosim. Trebuie să încarc cartela asta de Vodafone să fie încărcată și pentru Hoia. Am uitat să o încarc. Exact astăzi mi-a expirat canci. Vedeți? Exact cum spuneam, sunt mai multe costuri. Laura a fost cu mine, sărac, când am alimentat mașina. Și că țin și eu acolo la alimentare și când a văzut că intră 70 de litri în sărăcie, și că bă, păi, dar nu pot să țin jumate din asta. Hotspot. Da, dar trebuie să fac după telefonul ăsta hotspot și asta înseamnă să vă pun pe pauză. Eu mi-am blocat cardul uitându-mă după un bărbat, jur. Ofensat. Am uitat să scot banii. Gianina, nu știu ce... Nu e semnal. Păi asta am zis și eu.
n-ai Digi, am și Digi, dar Digi e în telefonul ăsta. În telefonul după care fac live este Telecom și Digi. Și mai am Vodafone-ul ăsta cu aplicația și mai am telefonul de la Adina. A trimis ea un S10 pe care să-l folosesc pentru aplicație în momentul în care a fost ăsta cu camera termică, dar am zis că prea mă complic și n-am 3 mâini. Îl am acasă cu cartela de Orange în el. Și când o să mergem la Hoia de data asta, o să avem toate cartelele posibile și plus mașina, care o să ne ajute să mergem în toată pădurea. V-am spus. Stați aproape că o să avem și live de la Hoia. Nu anunț ziua și data și nu de frică, dar sper să... Mă rog, nu mai spun ce sper. Sper să am haterii acolo. Să vedem dacă mai vorbesc așa urât, face to face. Și Spiritbox-ul sper să fie cu mine acolo. Ca telefon, S23 Ultra este printre cele mai bune la filmat. Știu, Good Game. S23 Ultra am un plan să-mi achiziționez. Cu asta, astea sunt următoarele mari cheltuieli pe care le am. Un S23 Ultra ca să pot să filmez la o altă calitate și un GoPro dintr-o la Hero 12 pentru YouTube. Ritualuri. Ăla unde e, mă? Unde e, Laur? Păi de asta mă uitam și eu la mașină. Păi mașina e încuiată și cheile-s la mine. I s-a terminat lanterna. Mașina e acolo. Speriat. E, sunt speriat, dar nu se poate. Ăla cred că încearcă să facă ură pe acolo, că s-a auzit un susuit, un hâhâit, un bâhâit. Băi, dacă vrei să mă sperii, fă-i și tu un buhuhu mai fioros. Laure? Laure speriat? Nu mai e pe live? Nu cred. Stați să vedeți acum ce frumos când... Ia uite, mă, vreau să zic când se stinge lanterna, să nebune, s-a și stins. Că nu mai am decât puțină lumină la asta de... Bă! Scârție lângă mine, dar scârțeau mie Adidas și mă. Pe astea, că e... E gresie. Oameni buni, știu că ați zis să mai rămân, dar ați văzut că s-a închis lanterna. De ce este aici? Am venit aici pentru a putea interacționa cu voi. Cam atât. În seara asta că s-a terminat cu... Ana, mulțumesc! S-a terminat bateria la lanternă și la cea de cap și la cea de mână. De obicei mai aveam una care a fost folosită de Laur și nu mai am curent, din păcate, ca să pot să rămân. Pentru live-ul de la Hoia o să mai au vreo 2-3 lanterne la mine. Bine, acolo putem să băgăm mașina cu noi și dăm cu farurile alea, cu neonul ăla. Cu soarele de l-am pus pe Pajero. Haideți că o iau către mașină și încheiem aici în seara asta. Vă mulțumesc încă o dată nespus de mult pentru tot. Și aștept cu nerăbdare live-ul următor. Mâine seară vom avea seară de povești. Iar cei care vreți și sunteți noi și vreți să vedeți în continuare live... N-am, că iar s-a stins. Vreți să vedeți în continuare live-uri de ale mele, vă recomand live-urile de pe YouTube, David Andrei 1994 canalul. Sunt live-uri mai vechi, poate nu făceați parte din comunitate atunci și puteți să aveți ce să vizionați în continuare în seara asta. Am live-ul de ieri seară deja postat, mâine seară încerc să-l postez la 6, dacă nu o să fie postat la 8 și ăsta, și seara de povești o să avem la 9:30. Acolo mă uit mereu. Mulțumesc! Gata, am ajuns la mașină. Ăsta era pe mașină. Credeam că se pitulă, dar nu s-a pitulat. Spune rugăciunea și am plecat. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșelilor noștri.
și nu începe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Amin. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Încă o dată, cu riscul să plictisesc, mii de mulțumiri pentru tot și îmi cer scuze dacă nu am văzut pe cineva. Vă rog să mă credeți că n-a fost cu intenție. Mulțumesc și pentru tap-tapuri, mulțumesc și pentru puncte, mulțumesc și pentru timpul acordat și vă urez o seară frumoasă tuturor. Noapte bună!